O să luăm cifra 11, pentru că este o cifră duală, reprezintă cifra parteneriatelor, reprezintă trezirea conștiinței, minți iscusite, este time și cred că despre asta este vorba și aici la ABC. Și în primul rând, toți participanții din această zi, scuze, era să zic seară, beneficiază de caracteristicile cifrei 11. Totodată, ca să mergem pe numerologie, vă vom încânta în seara, în ziua aceasta, 8 picări. De ce 8 și nu 6 sau 10? Știe cineva? Edi? Ești acolo? În sfera asta? 8 este cifra managerului, conducătorului, liderului. Și fiindcă, cu siguranță, fiecare din voi are un lider în el, de aceea am ales să avem 8 picări care să vă încântă din experiența lor în această zi minunată de 11-a la ABC-ul la afacerii tale. Vom începe prezentările, ca să nu mai lungim vorba și să vorbim de cel mai puternic eveniment de business, cu un invitat de onoare pe care îl invit alături de noi, domnul Bobby Costi. Vă rugăm să-l aplaudăm. Domnul Bobby Costi este conferențiar universitar și ne va vorbi despre audit mai multe. O să las pe el să vă spună. Bună ziua și bine ați venit la acest minunat eveniment. Sincer să vă spun, în momentul când mi s-a propus să susțin o anumită temă, mă gândeam ce aș putea să vă expun astfel încât să fie scurt, să fie util și să nu fie plictisitor. Pe lângă faptul că sunt conferențiar, poate este o întâmplare, în primul rând sunt un liber profesionist, și lucrez în activitate liber profesionistă, expert contabil, auditor financiar, practician în insolvență, încă din anul 1991. Ceea ce aș vrea eu astăzi să vă expun dumneavoastră, să vă explic sau să vă prezint, să mă fac înțeles, în legătură cu ce reprezintă pentru un om de afaceri auditul financiar, mai ales că după 1994, când în România a fost introdusă această noțiune de audit financiar, auzeam toți pe la politicienii spunând, am să trimis să-ți fac un audit financiar. Și toată lumea se speria, considerând că va fi controlat, va fi amendat, va fi sancționat, va fi arestat, etc. etc. Ori auditul financiar nu are nicio legătură cu toate aceste aspecte. Eu întotdeauna când vorbeam despre o societate comercială, o entitate, cum se utilizează termenul mai nou, o vedeam ca pe ceva foarte viu, nu ceva mort, nu ceva care nu se mișcă. De ce? Dacă mergem pe două acte, o societate nu poate funcționa dacă nu se naște. Deci ea se naște. Începe undeva la punctul zero. Din acest moment începe creșterea, dezvoltarea societății. Până când? Până la un moment dat, când se maturizează. În momentul când a ajuns la maturitate, începe să atace și să domine piețele. Și merge ca și societate matură, cât? Atâta timp cât piața îi solicită serviciile. Atâta timp cât poate produce pentru piață în condiții de rentabilitate. Așa cum și nouă ni se întâmplă, mai ales când devenim maturi, să ne mai îmbolnăvim. Și societățile se îmbolnăvesc. De aceea, trebuie să avem întotdeauna lângă noi un medic care să poată
fii capabil să intervină în orice moment pentru a vindeca boala societății. Acești medici pot fi fie un consultant fiscal, fie un consultant în management, fie un consultant în domeniul auditului financiar, fie un expert contabil, ce doriți dumneavoastră, pentru că și medicii sunt mulți și bolile societății sunt multe și multiple. În momentul în care boala apare și nu este tratată, boala se agravează. Și atunci, în acest moment, boala este gravă, se poate interveni, dar trebuie să găsiți medicul potrivit. Dacă nu găsiți medicul potrivit, boala devine malignă, iar societatea moare. Și veți ajunge pe mâna unor alți specialiști, după cum le zice ciocii, lichidatori, oameni care se ocupă de înmormântarea acestei societăți, moment în care este șteasă din catastifele Registrului Comerțului de societatea murită. Eu vreau să vă expun o parte din activitățile pe care un profesionist poate să le desfășoare și mă refer la auditul financiar. Tehnica este ceva care probabil pe mulți ne-a luat cam repejor, mai ales cei trecuți de o anumită vârstă. Cu toate astea încercăm să nu ne lăsăm la cei tineri, iar noi împreună cu ei, cu siguranță vom da un lucru bun. Auditul financiar a apărut în România prin anii 1994, deși el este utilizat sub această denumire de cabinetele anglosaxone încă din 1960. Ce înseamnă audit? Audit înseamnă traducere din italian, din latină, de la cuvântul audire, care înseamnă asculta. Adică asculta conturile, asculta managementul, asculta pe cei cârcotașii, asculta presa, asculta ce se spune în tramvai, a pune pe hârtie, a analiza și a forma o opinie vis-a-vis de societatea respectivă. Pe urmare, auditul financiar nu reprezintă altceva decât o carte de vizită pe care auditorul o dă entității auditare. Și încep cu o întrebare. Într-o economie normală, concurențială, este nevoie de audit financiar? Dacă vă gândiți la prețul, la tarife, ați spune nu. Dacă vă gândiți la utilitate, cei mai mulți ar spune da. Sunt de acord cu această precizare a mea, este nevoie de audit financiar, întrucât acel raport scump, de o pagină jumate, reprezintă cartea de vizită a unei societăți, a unei entități, pe o piață organizată. Și în această prezentare a mea, doresc să vă conving că așa este. Cu toate astea, știți, mai sunt și sceptici, care spun nu, nu au nevoie de audit financiar, pentru ei orice audit
este o catastrofă. Știm că orice entitate în România și peste tot în lume, odată pe an, își fac un bilanț, denumit bilanț în care sunt arătate, comparativ pe 2 ani, rezultatele realizate de către entitate. Acest bilanț face parte din categoria mare a situațiilor financiare anuale. Sunt singurele situații financiare care conțin indicatori care sunt publici pentru toată lumea. Oricine dorește să verifice activitatea unei entități, intră pe site-ul Ministerului de Finanțe și poate accesa bilanțul, contul de profit și pierdere al entității. În România sunt anumite criterii după care societățile comerciale au obligația auditării situațiilor financiare. Aceste criterii sunt criterii de mărime în funcție de totalul bilanțului, care are 3.650.000 de euro, cifre de afaceri de 7.300.000 de euro și un număr de salariați mai mare de 50. Dacă două criterii sunt îndeplinite 2 ani consecutiv, acea societate are obligația să întocmească sau să solicite auditarea situațiilor financiare de către un auditor financiar. Aceste societăți întocmesc setul complet de situații financiare, bilanț, cont, profit și pierdere, situația modificării capitalului proprii, a fluxurilor de trezorie și notele explicative. Celelalte entități întocmesc un set mai mic de situații financiare, cele trei, bilanț, cont de profit și pierdere sau pierdere, notele explicative. Dar opțional, ele pot să domnească și situația fluxurilor de trezorerie și a modificării capitalului. De ce trebuie auditor? Haideți să vedem. Noi avem cei care produc informația contabilă, care întocmesc situațiile financiare și le pun pe piață. O a doua categorie avem utilizatorii acelor informații din situațiile financiare, care sunt interesați într-o mică sau mai mare măsură în legătură cu activitatea acestor entități. Dar între producătorii de informații, care în general se referă la managementul operativ al societății, și utilizatori există conflicte. Utilizatorii ce își doresc? Informații corecte, pe baza cărora să ia decizii corecte, în cunoștință de cauză, iar vina pentru decizie să se datoreze lor. Și nu să ia o decizie pe baza unor informații trucate, a unor informații cosmetizate. Ceea ce producătorul de informații, când întocmește bilanțul, are această tendință de cosmetizare a situațiilor financiare. Dar pune pe piață un bilanț cu profit, mai ales dacă mai are un credit, sau mai ales dacă are un contract de management. Contractul de management pentru orice auditor financiar reprezintă un risc, o zonă de risc. Întrucât, pentru a-și păstra în continuare contractul, are o reținere să meargă cu un bilanț pe pierdere, cu pierdere, în fața acționariatului. Care sunt utilizatori? Păi, în primul rând, sunt acționari. Cei care și-au investit gruma lor de bani într-o anumită afacere. Păi ce își doresc acționarii? Să aibă un profit mai bun, mai mare, să primească dividende la sfârșit de an cât mai mari, cât mai substanțiale, dar nu în orice condiții. În condiții de continuitate, în condiții de stabilitate, nu în condițiile în care dau un tun în acest an și voi vedea ce se va întâmpla la an.
Deși în multe societăți, entități, acționarii sunt cei care cunosc foarte bine ce se întâmplă în cadrul entității respective, vă dați seama, acolo unde numărul acționarilor sunt sutele sau cu mile, este foarte, foarte greu de urmărit, într-adevăr, evoluția societății. Și ei își extrag informațiile din situațiile financiare prezentate de managementul societății. Un alt utilizator ar fi posibil investitori, adică cei care doresc să cumpere acțiuni de la o anumită entitate. Normal că, înainte de a investi, ei se uită la evoluția entității pe o anumită perioadă de timp. Dacă vede că de la an la an crește profitul exponențial, păi normal că își pune întrebarea, dom'le, dacă eu investesc un milion acum, într-o săptămână mi se dublează. Avem experiența anilor 90 cu FNI-ul, care a mers exact pe același principiu și un om care o da, să spun, un leu pe acțiune și au cumpărat milioane, în final n-au putut să le vândă nici măcar cu un ban sau cu 10 bani. De ce? Pentru că tot ce se ascundea în fața acestei creșteri era ceva fictiv, ceva măsluit, o fraudă legală, cu ghilimele de rigoare, o să vă spun ceva și despre fraudă, să vedeți cât rău a dus omenirii aceste așa zise inginerii financiare. Deci investitorii doresc ca decizia și riscul să-l preia ei și să nu iau o decizie în condiții de risc care nu depinde de ei, ci depinde de informațiile primite de la entitatea. Partenerii comerciali. Câți dintre partenerii dumneavoastră, în momentul când ați încheiat un contract comercial, au venit și v-au întrebat, știți care este ultimul an în care ați fost auditați? Sau, încep cu dumneavoastră afacerea, dar vreau un audit. Care auditul poate fi și parțial, nu numai total. Nu cred că, sau poate fi, pot fi puțin cei care fac așa ceva. Ei, în alte zone, nu intră într-o relație decât după ce s-a convins că are un audit și auditul este favorabil entității respective. Vă dau un exemplu. Eu, ca entitate, îmi propun un plan de investiții să-mi dublez producția. Pentru a-mi dubla producția, îmi trebuie furnizor de materie primă, îmi trebuie piață de desfacere. Produsele mele trec. Găsesc partener comercial pentru desfacere, găsesc și partener comercial pentru care îmi furnizează materie primă. Dar nici ei nu au disponibil nici piața, nici materia primă. Va trebui să-și dezvolte capacitățile și unii și ceilalți, mergând în tandem cu societatea care solicită creșterea producției. Dacă după o perioadă de 5-6 luni, un an, sau chiar după 2 ani de la punerea în funcțiune societatea, intră în incapacitate de plată, veci în insolvență, ceilalți vor avea o problemă. Nu e ușor să-ți menții piața, nu e ușor să-ți cauți alți parteneri cărora să le vinzi materia primă. Deci să produce un fel de joc de domino în care unul pică și alți 10-100 suferă din această cauză. Unul din rolurile auditului financiar este să confirme că entitatea respectivă, auditată, nu va intra în insolvență, în incapacitate de plată sau în reducere semnificativă de activitate în perioada imediat următoare. Această perioadă, numită în contabilitate principiul continuității activității, se referă la o perioadă de un an, adică de la un bilanț la celălalt. Această responsabilitate revine auditorului financiar. Statul. Păi ce-și doresc de statul în mâna lui lungă fiscul? Impozite cât mai mari.
Mi-amintesc că eram student, un profesor de finanțe, Șchiopescu, ne spunea întotdeauna că există o mare contradicție între cererea de servicii sociale și contribuțiile pe care trebuie să le facem la bugetul de stat. Nu știam noi atunci prea multe ce înseamnă acest aspect în capitalism. În socialism nu ne durea prea mult pentru că finanțele erau super centralizate. Deci statul dorește să-și ia banii, adică să-și ia acele impozite și taxe. Cât mai mari, nu contează, dar acum, dacă se poate, sau mâine, și nu poi mâine sau peste un an sau peste 2 ani. În activitatea ANAP s-a introdus o fișă de riscuri pentru entități. În această fișă de riscuri, un risc este și neauditarea situațiilor financiare sau nevizarea declarațiilor de către un consultant fiscal. Deoarece, pentru fisc, nu este tot una când își încasează bani. Vă dau un exemplu. Vine fiscul un control, știți, la 5 ani trebuie să fac un control de fond, altfel să prescriu sumele care trebuie plătite. Vine o echipă de la fisc, stau 6-7 luni și constată multe miliarde și miliarde de plătit la fisc. Echipa este în al nouălea cer, vai, mă ridică șeful în slăf, uite câți bani aduc la buget. Dar în momentul când încearcă să ia un leu, nu reușește. Pentru că firma este insolvent, în insolvență. Cer o stare că a constatat miliarde peste 3, 4, 5 ani, nu era mai bine să aibă un garant care să spună la momentul respectiv aceștia sunt banii care trebuia plătiți la fisc. Că auditorul verifică și declarațiile fiscale ale unei entități. Sindicatele, a spune ce muncitorii, ce au muncitorii cum merge societatea. Au. În momentul în care ei observă că în fiecare an, an de an, patronii, acționari, merg cu căruța de bani acasă, din dividende, la un moment dat vin și ei și spun: domnilor, toată stima pentru faptul că ați investit în condiții de risc în această afacere, dar gândiți-vă că nu puteți face nimic din ceea ce ați realizat în raportul nostru. Și încep negocierile. Fie că se acceptă majorări salariale, dacă nu, grevele. Grevele sunt purtătoare de costuri. Întrerupe lucru, da? Te penalizează clienții că nu le livrezi marfa, stă cei cu materia plină, stau în spate că nu poți să-ți livreze fiindcă tu ai magazia plină, iar efectele sunt mari. Dar este corect să le dăm și lor în condițiile în care, într-adevăr, avem un profit corect stabilit. Dar când avem un profit incorrect, măsurit, cosmetizat, deja avem o problemă. Cea mai mare problemă în auditul financiar o avem atunci când ajungem la ajustarea profitului. Și mă duc la conducere și le spun: fraților, profitul vostru nu e de 2 milioane, e de numai 500 de mii sau chiar pierdere. Nu se poate. Și atunci, în condiții de risc, le fac următorul calcul. Societatea are 2 milioane profit. Eu vin și spun în felul următor: nu ai 2 milioane profit, ai 500 de mii pierdere. Și cel mai rău caz zice: ori ești nebun, ori nu mai vrei să continui activitatea cu mine. Eu sunt convins că nu sunt nebun, și atunci aleg cea de-a doua variantă, în condițiile în care nu pot să-l conving, să închei contractul cu el. Și de ce? Păi dacă eu, în momentul când îi verific bilanțul, constat care e clienții,
neîncasați de 3 milioane, de 2 milioane 500, îmi pun întrebarea, domnule, de ce nu te-au plătit? Uite, deja scadența e depășită de 3 ori, acolo există un risc, există o problemă. Ori nu vrei și nu te judeci cu ei, ori n-au bani, nu sunt în capacitate de plată, ori nu-ți mulțumiți de serviciile tale. Pentru mine, ca auditor, acestea reprezintă un cost posibil. Un cost posibil. Și atunci vin și cei 2500 de lei le creez un cost suplimentar de 2500. Da? Și dintr-o dată, de la un bilanț cu 2 milioane pierdere, profit ajunge la 500 de mii pierdere. Mă întrebați, păi de ce faci? Ce te interesează pe tine dacă ei au? Ei suportă toate consecințele. Nu este chiar așa. Pentru că în acest moment, când eu i-aș da ok-ul ca auditor financiar, aș deveni părtaș la distrugerea societății. Ce înseamnă clienții? Cuiva care am vândut marfă, neîncasați, înseamnă că banii nu mi-au intrat. Dacă las 2 milioane profit, da? Totul se spune că merg la dividende. Ce se întâmplă în acest moment? Odată societatea suferă pentru că n-au intrat cei 2 milioane 500 de lei, a doua oară suferă pentru că au ieșit ca plăți către dividende 2 milioane de lei. Golul financiar este de 4 milioane 500. Iar societatea are toate șansele să intre în faliment, în incapacitate de plată. Ar mai fi instituțiile financiare, băncile, care își au seva de informații tot din situațiile financiare a entității. Cei care lucrează cu băncile știu despre acest aspect. Ei, și alți utilizatori care erau statistica, contabilitatea națională. Statistica asta vine pentru că noi nu le dăm date corecte, în cele mai multe cazuri. Haideți să vedem între cei doi, trebuie cineva, între utilizator și producător, cineva care să cearnă aceste informații. Iar pentru că acel cineva trebuia să poartă un nume, parabrasul pe cineva, i s-a spus auditor financiar. Practic, responsabilitatea dezinformării utilizatorilor revine și auditorului financiar. Dacă o societate intră în insolvență și nu-și recuperează datorile, cei care rămân neplătit se pot îndrepta împotriva cui? A administratorilor și a auditorului financiar. Ulmea nu împotriva directorului, sau a contabilului șef pe care administratorii l-au pus acolo și își asumă responsabilitatea. Practic, ce face auditorul? El trebuie să confirme că în situațiile financiare nu sunt erori semnificative. Erori semnificative înseamnă orice eroare peste care, orice prag de eroare peste care orice decizie ar fi eronată. În aceste condiții avem două elemente, frauda și eroare. Diferența dintre ele este următoarea. Eroarea este o greșeală pe care de cele mai multe ori o vezi imediat, pe când frauda este o greșeală lucrată foarte mult. Este la limita dintre lege și nelege. Este foarte greu de depistat. În cele mai multe cazuri, ea se depistează datorită unor întâmplări sau unor sesizări. Să vă expun rapid câteva din efectele unui audit financiar neconform, un audit intern neconform sau unei guvernanțe corporatiste greșite. Falimentul băncii Barings în 1995, cea mai veche bancă comercială din Londra, ca urmare a tranzacționării frauduloase de contracte fiduciare, precum și efectuarea altor operațiuni speculative neautorizate de către unul din angajații băncii, ascunderea prin diverse inginerii financiare a pierderilor.
Aspectele nu au fost detectate nici de auditori interni, dar nici de auditorii financiari. Falimentul companiei RON, una din cele mai mari companii de energie din lume, falimentul a fost în anii noștri, 99, conducerea a supraestimat valoarea acțiunilor prin supraestimarea profitului. Creșterea profitului de la un exercițiu la altul a fost chiar și de 300%. În decembrie 2001, managementul companiei a declarat falimentul. Rezultatul, 20.000 de angajați concediat, iar în urma falimentului, pierderea pentru angajați și investitori s-a ridicat de la 60 de miliarde. Și aici e o problemă de guvernanță corporativă, audit intern și audit extern sau audit financiar. Parmalat, iar am auzit de el, în anul 2003, el intră în faliment. Primul semnal a fost dat de eșecul pe piața bursieră a unei emisiuni de obligațiuni în valoare de 300 de milioane de euro. Al doilea, care a și provocat falimentul, îl reprezintă descoperirea faptului că suma deținută în conturi în valoare de 4 miliarde de euro, care se susținea că a fost depus într-o firmă Bonlat, cu sediu în insulele Cayman, firma fiind controlată de un singur investitor, Alisotanții, care era cel care avea control total asupra tuturor personalului. Deci toți erau devătați. Și în acest caz a fost o problemă de audit intern, financiar și de guvernanță corporativă. La fel, falimentul companiei Orcom, care are cam aceleași probleme, a intrat în faliment, 10.000 de angajați pe drumul, pierde de 180 de miliarde de dolari pentru acționari. Și în acest caz a fost o problemă de guvernanță, audit intern și guvernanță corporativă. Și ei, prin aceeași întrebare, într-o economie normală, concurențială, este nevoie de audit financiar? Cu siguranță că mulți am aflat multe noutăți și utile, chiar dacă poate pentru unii mai greu de digerat la ora asta dimineții, că încă este dimineața, nu e 12, cel puțin pentru mine e dimineața. Și dacă tot vorbim de partea financiară, de audit, de economie, face plăcere să-l introduc pe următorul nostru vorbitor, care vine de peste mări și țări, tocmai din capitala României, București, și ne va vorbi despre, odată ce am învățat cum să nu facem fraudă și cum să facem auditul corect la firma, apelând la profesioniști, următorul vorbitor ne va povesti despre cum e mai bine să gestionăm finanțele decât să le înmulțim. Ca și reprezentant al Bursei de Valori București, îl invit alături de mine pe Bogdan Mugescu. Aplauze! Mulțumesc, Bogdana. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Sunt surprins dacă dumneavoastră crezi că București e atât de departe peste mări și țări. Nu este atât de departe, așa că oricând sunteți în capitală, vă așteptăm pe la noi, pe la bursă, să stăm un pic de vorbă. Suntem la etajul 14 și este o priveliște frumoasă asupra orașului și avem și o cafea foarte bună. Eu lucrez la Bursa de Valori București de 2 ani și jumătate, în departamentul de dezvoltare și marketing. Iar rolul nostru este să aducem cât mai mulți oameni aproape de piața de capital, să le spunem de ce este bine să devină investitori. Iar pe de altă parte să discutăm cu antreprenori, cei care conduc companii, care au nevoie de finanțare, pentru că nu e așa, orice antreprenor are nevoie de finanțare. Și pentru a explica mecanismele prin care aceștia pot folosi diverse instrumente financiare pentru a-și dezvolta afacerile de altfel. Aceasta este tema și a workshop-ului pe care vom face după prânz. Și ca să-mi dau seama așa un pic de structura audienței din care dumneavoastră faceți parte, vreau să știu câți dintre dumneavoastră deja investesc la bursă. Bun, înseamnă că prezentarea mea se potrivește perfect, este și dintr-o altă perspectivă. Câți dintre dumneavoastră sunteți antreprenori? Și câți dintre dumneavoastră conduceți o afacere care are o cifră de afaceri mai mare de 500.000 de euro?
Putem să facem o întâlnire one-to-one, nu ne facem motion, cred că e. Bun. Astăzi am să vă vorbesc în primul rând despre dumneavoastră, în calitate de persoane fizice, cum puteți veni mai aproape de viața de capital și, în primul rând, vreau să pulber pentru dumneavoastră niște mituri care există vis-a-vis de ce înseamnă bursă în general, dar mai ales ce înseamnă bursă în România. Sigur, vă întrebați ce aia bursă. Poate ați văzut la televizor, poate ați văzut documentare, câți de dumneavoastră a văzut filmul Lupul de pe Wall Street cu Leonardo DiCaprio? Jumătate. Asta nu e bursă. Ce ați văzut în film nu se întâmplă în realitate în nicio piață de capital, nici pe Wall Street, nici la Londra, nici la Frankfurt, nici la Tokyo și cu atât mai mult nici la București. N-avem distracții nebune, nu sunăm oameni la telefon agresiv. Câți de dumneavoastră au fost sunați în ultimele două luni de diversi indivizi care să vă vândă diverse oportunități în care trebuie sancționați fix acum? Cei care vă sună la telefon nu au nicio treabă nici cu Bursa de Valori București, în cele mai multe cazuri nu au treabă nici cu România, sunt doar puși pe a vă lua bani din buzunar și a vă ajuta să-i pierdeți într-un mod foarte rapid. Cei care lucrează pentru Bursa de Valori București, respectiv casele de brokeraj și angajații acestora, sunt reglementați, există o instituție importantă care se numește Autoritatea de Supraveghere Financiară, care autorizează pe toată lumea. Ca să devii broker în România, trebuie să parcurgi un curs și să dai un test. Nu sunt la întâmplare pe nimeni să vinzi diverse acțiuni și așa mai departe. Așadar, în data viitoare veți primi un astfel de telefon, închideți-le sau depozați-i politicos, pentru că nu așa se face bursă. Și atunci, ce este bursă? În primul și în primul rând, este locul în care companiile fac rost de bani. Cum? Două instrumente sunt cele mai la îndemână și cele mai des folosite. Prin acțiuni, atunci când antreprenorul sau cofondatorul vinde o parte din compania pe care a înființat-o, sau atunci când se emit obligațiuni, când practic o companie folosește mecanismele pieței de capital pentru a se împrumuta de la investitori. Investitori care pot fi persoane fizice, sau persoane juridice, companii sau fonduri de investiții. Și dacă tot am văzut că cei de la MetLife sunt sponsori și ei alături de noi la acest eveniment, vă pot spune că în prezent compania MetLife, fondată de familia Marcu, se pregătește de listarea la bursă. Ei doresc să finalizeze listarea în acest an, să vândă un pachet minoritar din companie, respectiv 36%, prin care fondul de investiții care a intrat cu ceva ani în urmă vrea să iasă. Este o tranzacție estimată undeva la 40 de milioane de euro. Așadar, dacă vă gândiți să faceți acest pas spre a deveni investitor la bursă, dacă credeți într-o companie precum MetLife, puteți nu doar să fiți consumator de servicii medicale din partea lor, ci și să investiți într-un business. Și am pregătit un filmuleț, de data aceasta pentru IMM-uri, pentru că doar companiile care au nevoie de 40 de milioane de euro se vor finanța, ci și cele care caută 200.000 de euro, 300.000 de euro sau 1 milion de euro. Dacă mă ajută colegii cu sunetul și să dea și play în stânga jos, în colț acolo, este minunat. Reușim? Astăzi. Nu mai ajută tehnica astăzi, poate reușim să vă arăt un pic mai târziu. Și acum, spuneam că aceste companii au nevoie de bani, da? Dumneavoastră, antreprenori, întotdeauna vă gândiți, dacă am nevoie de bani, cel mai la îndemână instrument pe care îl aveți este să mergeți la bancă. Da? Băncile sunt cele care acoperă în acest moment 95% din finanțarea economiei românești.
ceea ce nu este un lucru rău, dar la un moment dat poate deveni se poate crea un risc sistemic, așa cum s-a întâmplat în 2008 și 2009, când a început criza și nicio bancă practic nu mai dădea bani nimănui. Și atunci există ceea ce vă oferim noi, o alternativă de finanțare, respectiv piața de capital. Și banii pe care dumneavoastră îi puteți obține în calitate de antreprenor vin de la alți oameni, care se numesc investitori. Cum devii investitor? Pentru că există această preconcepție că investiția la bursă este un lucru extrem de sofisticat, extrem de limitat și îți trebuie o avere ca să devii investitor la bursă. Da? Ne imaginăm că investitorii sunt niște oameni care au foarte, foarte mulți bani, zeci de mii, sute de mii de euro și se joacă așa cumva cu ei, în stânga și în dreapta, speculând niște oportunități și îmbogățindu-se peste noapte. E, nu este chiar așa. Dumneavoastră, persoane fizice, deveniți investitori într-un mod foarte simplu, economisind. Pentru asta aveți nevoie de bani, ca să deveniți investitori. Un cont de investiții în România nu se deschide cu 1000 de euro, poate nici chiar cu 1000 de lei. Un cont de investiții în România se poate deschide chiar și cu sute de lei. Deci, dacă paradigma pe care o știm toți atunci când trece luna, a venit salariul și gândim că venitul minus cheltuieli egal economii, dacă o schimbăm invers și punem venitul minus economie egal cheltuieli, ajungem să acumulăm în timp, pentru că nu ne gândim că avem peste noapte sume foarte mari de bani, dar în timp, dacă puțin cu puțin economisim, fix ca aici, vom ajunge să avem, folosind o strategie pe termen lung, după anumiți ani, și vorbesc ani, nu luni, nu zile, nu ore, deci nu vorbim de lucruri speculative, niște sume foarte frumoșele în cont. În mapele dumneavoastră veți găsi din partea noastră un ghid al administrării averii personale și acest tabel pe care l-am scos aici despre care o să vorbesc foarte pe scurt, îl regăsiți detaliat și acolo. Să spunem că investiți lunar 50 de euro. 50 de euro înseamnă o cină la restaurant sau o poșetă frumoșică de la Zara. Da? E, dacă această sumă lunar o economisim, după 5 ani de zile avem 3500 de euro. După 10 ani de zile avem 8000 de euro. Bani suficient, să spunem, pentru a plăti avansul la o casă sau pentru a ne cumpăra o mașină. Da? Dacă punem 100 de euro pe lună, practic trecem la statutul de pereche de pantofi sau de noapte în club și ținem deoparte doar 3 ani, vom avea aproape 7000 de euro. Este un calcul care arată valoarea în timp a banilor. Este sistemul de dobândă compusă pe care probabil ați învățat cândva la lecția de economie în liceu și care ia în calcul un randament mediu anual de 6%. Este acest randament mediu anual de 6% care este istoric pe piețele de capital ale lumii. Așadar, bun, dacă reușim să ajungem undeva la 250 de euro pe lună, adică undeva la 1000 de lei, după 25 de ani putem să spunem că am atins independența financiară. De ce? Pentru că acea sumă de acolo, aproape 180.000 de euro, cu un randament anual de 6%, înseamnă un venit constant lunar de 1000 de euro. Nivel la care, conform teoriei, putem spune că am atins acest punct al independenței financiare. Poate nu știți despre bursă. Și atunci e un singur lucru de făcut. Să învățați. Există resurse peste tot. Veți găsi tot în mapele pe care le-ați trimit un client foarte drăguț împachetat cu programul nostru educațional Fluent în Finanțe. Și avem și o platformă, fluentinfinanțe.ro, unde veți găsi tot ce aveți nevoie pentru a înțelege exact care sunt mecanismele bursei și cum puteți deveni investitor. Există, așa arată platforma, puteți să intrați de pe smartphone foarte ușor. Există video-uri tutoriale, există conținut de e-learning,
structurat pe mai multe lecții, există teste pentru a vă verifica cunoștințele, există harta cu toți brokerii unde vă puteți deschide un cont sau, dacă nu doriți să investiți în mod direct, atunci puteți investi indirect printr-un fond de pensii, pentru că știți că în România există pilonul 2 de pensii unde contribuim cu toții în mod obligatoriu și lunar o parte din bani se duce și către pensia privată. Apropo, știți fiecare de dumneavoastră cine vă administrează banii din pilonul 2 de pensii? Știți? Cine nu știe cine administrează banii? Unde are contul de pensie privat? Știe toată lumea? Știți? Bun, asta e un lucru bun. De asemenea, știți că există și pilonul 3 de pensii, unde lunar, în acele pensii facultative, se poate contribui cu sume de la 10 de lei la 1000 de lei, dar acei bani sunt administrați în mod profesionist de diverse entități, iar mare parte din ei sunt investiți și în piața de capitali în România. De altfel, cel mai mare investitor acum în România sunt fondurile de pensii, care administrează în prezent aproximativ 5 miliarde de euro, bani strânși din contribuțiile tuturor românilor. Și acele fonduri merg în acțiuni listate, precum Banca Transilvania, Romgaz, Transgaz, Electrica, SIF, Moldova, SIF, Banat Crișana, Alba, a fost o companie în care foarte multe fonduri de investiții au pus bani. Vă spuneam că aici se găsesc video-tutoriale, platforma este făcută împreună cu alți profesioniști din piață, de la bănci, de la fonduri de asset management și de la case de brokeraj. Și Timea explică în mai multe filmulețe care durează între 3 și 5 minute, pe înțelesul tuturor, aceste concepte. Vă invit să explorați platforma, să aflați lucruri noi și să vă îmbogățiți din punct de vedere al educației financiare. O altă aplicație interesantă este de mobil, puteți o descărcați oricând, se numește FinLit Quiz. Sunt mai multe teste de educație financiară și de cultură financiară pe care le puteți face oricând, în care veți afla exact câte știți din acest domeniu. Iarăși un lucru foarte important, dacă veți fi parcurs cele spuse mai devreme și încă aveți așa o temere în a deveni investitor la bursă, puteți să începeți într-un mod virtual. O puteți crea un cont demonstrativ în care veți avea 20.000 de lei, www.ro/demo, durează un minut să-ți faci un cont și practic, din momentul în care ți-ai creat contul, ai acei bani la dispoziție pe care poți cumpăra acțiuni, îți poți crea un portofoliu, le poți urmări o perioadă de timp să vezi cum evoluează, poți urmări știrile despre acele companii, poți urmări rapoartele pe care le trimit și, evident, după un moment, poți decide și să investești bani adevărați în acțiunile acelor companii. Poate vă întrebați în ce investiți și vreau să-mi spuneți cam din ce domeniul de activitate sunt afacerile dumneavoastră. Servicii, industrie, manufacturie, transportul. Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit că ar fi interesant să aveți o bancă? Nu să produceți ceva, nu să vindeți ceva, să aveți o bancă a dumneavoastră. Să vă deschideți o bancă. V-ați gândit cum ar fi să aveți o bancă? Mă știu? Ba vă lasă pe colegi să deschideți. Poate este greu să vă faceți o bancă, dar puteți foarte ușor să investiți în acțiunea unei bănci. Cum este banca? O acțiune Banca Transilvania costă 2,4 lei. Practic, cu cei 50 de euro pe lună despre care vorbeam, puteți cumpăra cam 100 de acțiuni Banca Transilvania. Și sunteți coproprietar în Banca Transilvania, cu domnul Horia Ciorcilă, cu Omer Tetic, care este director general, cu alți colegi din Banca Transilvania care primesc acțiuni. Este ca și cum ar trebui, nu știu. Intrați într-o sucursală Banca Transilvania din Arad și știți că scaunul ăla de acolo e al meu. Deci este fix așa. Și contribuiți și aveți același drepturi să primiți dividende de la Banca Transilvania. Dacă aveți încredere că acea companie se va dezvolta și că va crește prețul acțiunii, o puteți vinde și aveți un profit. Asta înseamnă să investești la bursă. Să te pui la aceeași masă cu niște oameni care au construit un business.
Sau poate v-ați gândit că ar fi bine să aveți o rețea de stații de carburant. Să aveți o rafinărie, să aveți o flotă de cisterne cu care să transportați carburantul, să vindeți benzină, motorină, să aveți o spălătorie auto, să vindeți un sandwich. E foarte simplu. Asta se poate face cumpărând acțiuni la o companie precum OMV Petrom. O acțiune OMV Petrom costă 22 de bani. Deci nu 2 lei, 0,2 lei. Deci cu acei 50 de euro despre care am pomenit inițial, gândiți-vă că puteți cumpăra niște acțiuni la o companie gigant cum este OMV Petrom. Și exemplele continuă. Puteți să aveți un as de farmacie, cum este Rofarma. Puteți să aveți o companie vestimentară, cum este Brainco, care exportă tămăși în toată lumea. Sau puteți să aveți o fabrică de lactate, cum este Prolactat din Brașov. Așadar, este foarte ușor, folosind bursa, să deveniți într-un timp foarte scurt coproprietar în niște business-uri care funcționează și care sunt solide în mai multe domenii. Un lucru important când vorbim de investiții este diversificare. Să ai expunere pe mai multe domenii de activitate. Și de asta am ales domeniul financiar, petrol și gaze, farmaceutic, textile și evident lactate. Pentru că dacă scade prețul petrolului și se ieftinește benzina, poate o companie cum OMV Petrom nu mai performează atât de bine. Dar dacă crește consumul, ieftinându-se carburantul, oamenii își vor lua credite de nevoi personale, de locuințe și atunci o companie precum Banca Transilvania va merge. Dacă se ieftinește benzina și motorina, se ieftinesc produsele lactate și crește consumul. Aceste companii performând. Deci este un mod prin care, foarte simplu, profiți de anumite schimbări la nivel macroeconomic într-o țară. Foarte important. Riscuri. Pentru că nicio investiție nu vine fără risc. Dacă ții banii acasă, este riscul inflației. Dacă îi pui la bancă, se consideră că sunt în siguranță, dar obții 1-2%. Dacă ai mai mult de 100.000 de euro, nu sunt garantați. Ba mai nou, conform normelor europene, deponenții devin și contributori în cazul în care băncile au probleme. Pentru toate băncile. Dacă o bancă are probleme, din toamnă încoace, orice deponent este solidar cu acționarii băncii atunci când are probleme. Mai mult, dar tot devii solidar cu banca. Există fluctuații care se pot întâmpla pe burse. Poate, ca și pentru noi și pentru dumneavoastră, a fost o surpriză destul de mare că alegerile statelor au fost câștigate de Donald Trump. Și odată ce peste noapte, ieri dimineață, veneau rezultatele, alaltă dimineață, de fapt, veneau rezultatele, piețele, la nivel mondial, începeau să tremure. Au fost scăderi de 6-7% în Asia, la 8 dimineața, ora României, miercuri, deja se preconiza că piețele din Statele Unite vor deschide cu minus 5, minus 6, la București bursa a deschis cu minus 2. Putem avea alte momente de gen Brexit, iarăși care a fost o mare surpriză, putem avea momente de gen criza din Grecia, care a afectat profund piețele financiare, sau chiar o criză mai severă, cum a fost și anii 2008-2009, când la nivel mondial, toți indicii bursieri au scăzut. Deci, riscurile. Foarte important să știți riscurile. Termin în 30 de secunde. Recapitulăm. Bursa nu e casino. Să vă intre foarte bine în minte acest lucru. Bursa nu este un pariu sportiv. Nu mergem la întâmplare și nu punem acolo 10 meciuri pe un bilet și ne rugăm să iasă toate. Bursa nu e bingo. Nu ne jucăm cu simboluri, cu cotații, așa cum se întâmplă cu numerele de acolo. Și mai ales bursa nu este loterie. La bursă totul se face inteligent.
Avem două aplicații pe care le puteți descărca, le găsiți și în pianul despre care v-am vorbit. Suntem prezenți pe Facebook, mi-ar plăcea să dați un like și să ne urmăriți de acum încolo toate activitățile pe care le facem. Suntem foarte activi acolo și foarte prietenoși. De asemenea, canalul nostru de YouTube este plin de videouri și seminarii și conferințe pe care noi le facem. Și închei cu un citat din niște oameni clasici în viață, Biugi Mafia, care spun așa: am ales să fac asta, altceva n-a fost, și vreau să fac bani din asta, altfel n-are rost. Poezie de stradă 2000. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție și vă invit și să rămâneți după prânz la workshop. Atunci vom discuta puțin partea cealaltă a pieței de capital, respectiv finanțarea pentru business-uri. Vă rog! Ce ar trebui să se întâmple ca CDR-ul să treacă de la o piață de frontieră la o piață emergentă, în viitor apropiat de România? Un lucru. Ne mai trebuie cel puțin o companie mare care să devină listată la bursă. Iar această companie mare pe care nu doar noi o așteptăm, ci toată piața o așteaptă, este compania Hidroelectrica. Această companie ar fi trebuit să ajungă de mai mult timp pe bursă, a intrat în insolvență pentru a se curăța într-un mod frumos, a ieșit din insolvență, se lucrează intens la această listare. Planurile erau inițial să se întâmple în această toamnă, însă acum a fost împinsă undeva până în primăvara anului viitor. Odată cu listarea Hidroelectrica, bifăm și ultimul criteriu care ne mai ține să fim angajați la statutul de piață emergentă. Acea listare va fi undeva între 500 și 8-900 de milioane de euro. Și atunci putem să intrăm în, practic, trecem cum e în fotbal, de la divizia C la divizia B. Doar că diferențele sunt așa. În acest moment, România, fiind piață de frontieră, este percepută ca fiind mai riscantă. Fondurile globale de investiții care au prezență în România administrează doar 30 de miliarde, doar 300 de miliarde de dolari. După ce vom trece la piața emergentă, fondurile care se vor uita către România sunt de 1500 de miliarde de dolari. Iar deși avem creștere economică cea mai bună la nivel european, avem o stabilitate la nivel de curs valutar, ne chinuim cu dinții să ținem de deficit, că vedeți că acum este campanie electorală și se încearcă să se mărească salarii, să se arunce cu bani stânga și dreapta. Gândindu-ne că avem și o stabilitate politică, aceste elemente care acum deja fac mulți investitori să se uite către România, însă că încă la nivel de piață de capital suntem frontieră, ei încă nu vin. Pentru că marele fonduri, atunci când investesc într-o economie, investesc în primul rând în bursă, în companii listate, care sunt transparente, care raportează, care au o guvernanță corporativă, care sunt auditate, că s-a vorbit mult mai devreme despre importanța auditului și așa mai departe. Deci ne trebuie mai multe companii mari care să vină să se listeze la bursă și asta facem și ne bucurăm că și companii private, cum este MetLife, s-au putut să facă acest pas, și alte companii din portofoliul statului, cum sunt Poșta Română, CFR Marfă, Aeroportul București, Portul Constanța, Salrom și altele, vor pachetul din minoritar din Telecom România, vor veni către bursă în perioada următoare. Alte întrebări? Vă mulțumesc și vă aștept la workshop să dezbatem mai pe larg. Și da, vă invităm după pauza de prânz, care va fi de la ora 14 la 15, să asistați la 15 încolo la workshop-ul cu Bogdan Muges, unde sigur ne va spune multe lucruri aprofundate, să spunem așa, și bineînțeles după aceea urmează un workshop cu Bobby Costic, ca să aprofundăm și mai bine problemele spinoase, și la final vom face o sesiune de networking. În următoarele 30 de secunde, aș vrea să vă rog pe toți cei prezenți să ne ridicăm puțin în picioare și să facem o mică desmorțire, așa. Poate aș vrea să vă dacă reușim să trecim o vibrație. Am să vă rog să prindeți mâna stângă, mâna dreaptă, eu nu o să prind că nu pot, și să începem să le scuturăm ușor în următoarele 10 secunde. Simte cineva vreo vibrație? Nu? Ok, mulțumesc!
pentru ne așezăm. Dar mi-am vrut să simt nici o vibrație. Următorul nostru conducător, doamna doctor Edi Cadar, conducătoarea site-ului Vibrația Vindecării, ne va spune cum să treaba cu această vibrație. Să invităm alături de noi pe doamna Edi Cadar. Aplauze! Bună ziua! Numele meu este Elisabeta Cadar, care numerologic este 11. Bogdana, mulțumesc frumos! Am absolvit facultatea de medicină în 1990, dar am ieșit din sistem. De ce? Pentru că nu mă reprezenta acel tip de medicină. Eu cred în medicina care este, în care este implicat omul. Eu, medic, tratez, dumneavoastră, oameni, vă vindecați. Despre ce aș vrea să vă vorbesc astăzi? În primul rând, am vrea să încep cu o mărturisire. Azi noapte m-am vopsit blondă, ca să înțelegeți că eu nu înțeleg absolut nimic din ce vorbiți voi. Sincer, nu înțeleg nimic. Am un deosebit respect pentru dumneavoastră, dar eu vorbesc limba sufletului. Aveți nevoie să fiți conectați la suflet și să nu vă deconectați. Ce se întâmplă atunci când un om de afaceri se deconectează? Apare sindromul de oboseală cronică. Burnout. Nu voi vorbi în termeni de specialitate, ci voi vorbi în termeni de suflet. Sindromul burnout sau starea sindromul de epuizare apare, este o epuizare fizică, psihică, emoțională, energetică, care vă afectează capacitatea de muncă și capacitatea de a vă bucura de fiecare moment al vieții. Apare atunci când profesiunea, dragii mei, devine mai importantă decât voi ca persoană. Atunci când vă identificați cu munca și cu funcția pe care o aveți. Și când vă asumați rolul de salvator al tuturor, considerând că nimeni nu se poate descurca fără dumneavoastră. Indiferent că este vorba despre muncă sau despre familie, în momentul în care avem senzația că fără noi nu se poate descurca lumea, să știți că sunteți predispuși la oboseala cronică. Apare la persoanele aflate în competiție cu ele însele, cu timpul, fiecare moment al vieții. Un om de afaceri, din câte știu eu și mi-aduc aminte, este tot timpul contra cronometru. Este atât de implicat încât uită că el este omul, nu este un robot. Atunci când rezultatele devin mai importante decât trăirea în sine, suntem predispuși la sindromul de oboseală cronică. Apare atunci când a câștiga faimă, bani, respect, considerație, devine mai important decât a trăi și a te bucura. Cum poți să recunoști? Atunci când nu mai observi că afară este soare, că este toamnă, că plouă, că afară sunt copii care râd, că sunt animăluțe frumoase și când totul este o încrâncenare pentru noi. Oboseala cronică afectează un număr din cel ce mai mare de oameni, știți deja acest lucru, indiferent de domeniul de activitate, indiferent de vârstă sau de sex. Se instalează atunci când timpul petrecut la muncă devine mai mult și mai important decât timpul personal. Atunci când există prea multă muncă, prea puțină satisfacție personală, iar nevoile individului trec pe plan secundar. Ce faceți dumneavoastră pentru sufletul dumneavoastră, dragi antreprenori? Cât de mult timp vă petreceți cu dumneavoastră pentru sufletul dumneavoastră și nu pentru rezultatele muncii?
Apare un dezechilibru între viața profesională și viața privată. Uităm să mai mergem acasă. Uităm să mai iubim. Devine deranjant atunci când partenerul, partenera, ne cere timp. Devine deranjant când copilul vrea să-și petreacă timpul. Spune, n-am timp, sunt obosit. Mami și tati trebuie să se odihnească. De ce? De când e mai important să fim pregătiți și odihniți pentru muncă și să uităm că seara trebuie să venim acasă, la cineva. Se manifestă atunci când părerea altora despre ei și munca lor devine mai importantă decât propria lor părere. Dacă ar fi fost să mă iau după toate persoanele care mi-au spus că nu voi reuși în ceea ce fac, la ora actuală aș fi fost undeva la psihiatrie. Pentru că am avut un vis. Am vrut să fac o medicină în care să implic omul. Și am reușit. E o bucurie pentru mine. Sunt începătoare cu ceea ce fac. Dar e o bucurie pentru mine. Cine este predispus la această oboseală cronică? Sunt persoanele foarte active profesional care încearcă să demonstreze. Atenție! Deci să demonstreze. Eu vreau să demonstrez că sunt bun. Cui, dragii mei? Cui trebuie să demonstrați că sunteți buni? Voi nu știți că sunteți buni. Persoanelor perfecționiste. Acele persoane care nu se mulțumesc niciodată. Nimic. Nimic nu este bine. Am făcut, dar se poate și mai bine. De ce? Chiar nu putem să ne oprim un pic, să vedem. Persoanele care au nevoia de a deține controlul în toate aspectele. Cum le recunoaștem? Nimic nu este bine. Nu? Nu e bine. Așa nu? Nu este bine. Nici așa, dar cum? Nu știu, dar nu este bine. Ultimul cuvânt. Care au capacitate redusă de adaptare la efort și stres. Sunt persoane care nu sunt dinamice. Care nu au încredere în ele și în abilitățile lor, sunt instabile emoțional și au așteptări lipsite de logică și realism. Da, știu. Voi, oamenii de afaceri, vă puneți niște targete. Cât de realiste sunt acestea raportate la voi, la conformația voastră psihologică și sufletească? Una este ce vrem și alta este ce putem. Care își găsesc satisfacția doar în a-i mulțumi pe alții. Ce favorizează apariția burnout? Proastă gestionare a timpului, proastă administrare a energiei personale, asumarea de responsabilități lipsită de realism, înhămarea la termene incorect apreciate, mediul de lucru stresant, relații tensionate, incapacitatea de a spune nu. Asta am văzut că este un lucru foarte prezent peste tot. Nu știu să spun nu. De ce? E șeful. Cum să-i spun nu? Simplu. Nu, nu. Recâștigă terenul în fața ochilor tăi. În viața profesională devine viața personală. Eu nu mai sunt Eli. Eu sunt doamna doctor. Vezi cum vorbești cu mine? Eu sunt domnul director. Eu sunt manager. Așa, și? Nu-și mai des la veceu? Nu-și mai des? Ești om. În primul rând ești om. Cu toții suntem oameni, identificarea cu funcția, cu meseria, cu firma și pierderea identității proprii. Stadiile oboselii cronice. Mi-am permis să folosesc desenul domnului Bobby Costi. Arată extraordinar de bine și stadiile. Entuziasmul. Un nou început. Mă duc, mi-am găsit un loc de muncă, fac un anumit lucru. Un nou început, o nouă șansă, noi oportunități. Luna de miere. Totul este roz, totul este extraordinar. Avem energie cât în cap. Al doilea stadiu, stagnare.
rezultatele întârzie să apară. Presiunile, promisiunile nu sunt respectate, omul are senzația că nu mai are randament. Și că muncește în gol, fără nicio satisfacție. Senzația că se termină combustibilul. Stagnare. Frustrare. Apare dezamăgirea, strădare, devalorizare, furie, neputință. Aici apar primele simptome. Pentru că aici ne dăm seama de realitate. Și este foarte greu să acceptăm realitatea. Apatie, plictiseală, resemnare. Momentul de criză personală existențială. Persoana nu mai găsește nici o motivație în ceea ce face. Nimic. Funcționează din inerție. Este alegerea răului cunoscut. Nu mă pot duce în altă firmă, pentru că eu câștig niște bani, deci hai totuși să rămân aici, poate să întâmplă ceva. Deja începem să cădem. Suntem în stare de negare. Și o jertă independența, momentul de trezire. Cel dinaintea unui vezi nou de mânt. Vă mărturisesc sincer, am avut mai multe locuri de muncă și când nu am observat primele patru, am fost dat afară la serviciu. Și eram furioasă. Cum se poate așa ceva? Și mi-am dat seama după aceea că a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Am fost scoasă din acel mediu care nu era propice pentru mine. Este bun pentru altcineva, dar pentru mine nu era. Simptomele. Oboseală accentuată, fizică, psihică, emoțională. Diminuarea până la dispariția capacității omului de a se bucura, de a fi vesel și bucuros, tulburări de somn cu insomnii moșmaruri, migrene din ce în ce mai frecvente, tulburări digestive, lipsa poftei de mâncare sau mâncatul compulsiv. Aici începem să ne îngrășăm. Dar atenție, este vorba despre retenția de apă, aspectul pufos al nostru. Reținem apă. De ce? Este mecanismul creierului de a ne proteja. Ne-am dezvoltat 9 luni în apă, în butica mamei. Creierul știe că acolo ne simțim foarte bine. Și facem retenție de apă. Lipsă de randament, probleme de concentrare, memoria, anxietate, instabilitate, depresie, ajungem la psiholog, psihiatru. Folosim serviciile, medicamente, psiholog, psihiatru, tot ca să ne ajute. De ce? Ca să nu ne dăm seama că, de fapt, rezolvarea este în noi. Crampe musculare, tulburări de dinamică sexuală, nu mai am chef, nu mai vreau, nu mai pot, și apar devalorizările. Unde este refugiul? În alcool, stimulante, droguri. Ce se întâmplă în corp? Cele care reacționează sunt glandele suprarenale, dragii mei. Sunt, așa cum ne spune numele, deasupra rinichilor. Competiția continuă cu sine și cu timpul declanșează în corp mecanismele de tip luptă și fugi. Adrenalina. Cum vă dați seama dacă aveți adrenalină, aveți mâini și picioare reci. Deci, când aveți mâini, picioare reci, nu aveți probleme de circulație. Verificați dacă nu cumva ați uitat să amplag, să scoateți din priză. Pentru că este în continuu baie de adrenalină. Al doilea hormon este cortizolul. Nu vă încărcați memoria, doar vă spun ce face. Transformă zaharurile în energie. Ce facem când suntem obosiți? Mâncăm ciocolată, ceva dulce. Este cel mai rapid accesibil nivel de energie. Cortizolul, la un moment dat, este scăzut. De ce? Imaginați-vă un sportiv care se pregătește să fugă pe locuri, fix gata, creierul dă comanda la adrenalină și dă comanda ca toate zaharurile să fie duse să hrănească mușchii. Ori dacă noi suntem în poziția fix gata, non-stop, toată viața,
apar problemele de epuizare. Nu mai are cortizol. Și apare starea oboseală, nu putem să ne revenim, indiferent am dormit. Este afectată tensiunea arterială, legată tot aici, se produce retenție de apă, așa cum am spus, slăbire accentuată sau creștere de greutate. Dezechilibre hormonale, diabet, boli cardiace. Cum se poate evita oboseala cronică? Hai, dragii mei, să știți lucrul ăsta. Chiar să vă spun eu lucrul ăsta. Dar știți ce? Eu nu vă spun nicio noutate. Astăzi nu vă spun nicio noutate. Alimentație regulată, evitarea de a mânca pe fugă și sportul săritului peste masă. Eu am făcut lucrul ăsta. Momente de pauză, momente de odihnă, de deconectare, astfel randamentul se menține sus. Stabilire de obiective și așteptări realiste. Gestionarea energiei în funcție de proiect, nu viteza, ci existența, aduce rezultate mulțumitoare. Reconfigurarea priorităților în viață. Vă aduceți aminte că aveți un soț sau soție, un amant, amantă? Copii, aduceți-vă aminte. Reconfigurarea priorităților. Evitarea identificării cu funcția sau firmă, încrederea în forțe proprii și în valoarea personală, indiferent de părerea altora. Fă sport. Orice. Râzi. Când ai râs ultima dată? Cu poftă, din suflet. Nu doar de suprafață. Joacă-te. Indiferent de vârstă, copilul din tine este acolo. Dansează. Mișcarea și bucuria îți vor pune sângele în mișcare. Observă-te și apreciază-te. Nu o va face nimeni în locul tău. Observă natura, plimbă-te. Vorbește și interacționează cu oamenii. Nu toți sunt dificili. Interacționează la nivel personal. Hrănește-ți sufletul ascultând muzică, citind, meditând, rugându-te. Fiecare, cum vrea. Iubește, dar mai ales lasă. Nu refuza iubirea. Dă jos măștile societății și din suflet cu tine, pentru că îți ești cea mai apropiată persoană. Nu uita, tu dai valoare muncii tale și nu munca să mă lasă. Nu uita lucrul acesta. De ce te mulțumești cu puțin? Nu poți avea totul. Nu uita, râzi, bucură-te, dansează, relaxează-te, iubește. Onorează partea pozitivă din tine. Mulțumește pentru tot. Vă mulțumesc! Mulțumim, Adica, dar cu siguranță toți ne simțim puțin mai relaxați, așa este? Pentru că am putut în sală, deja toată lumea avea un zâmbet, nu mai erau fețe necumpătate. Deci, felicitări, Edic, ai reușit să detenționezi atmosfera și lumea se simte mult mai relaxată. În continuare, vreau eu să vă propun un mic joc. Va trebui să mă analizați ceea ce vă place tuturor, să analizați pe altcineva și mă ofer drept voluntar să mă analizați pe mine. De exemplu, voi afișa niște posturi și va trebui să-mi spuneți cam ce credeți că înseamnă. Așa, păreți, din sală. Ok, să începem cu... Așa? Haide. Poate nu, prima asta nu aș putea cum așa pe modul zen, dar de lucrul Eric, dar o să încerc mai tare. I-a părțit iubitul. Nu, atunci nu stau așa, clar. Nu, cred că exprimă cumva faptul că mă blochez, sunt în dezacord. Așa este, Mihai? Ok. Mai departe, o să-l invit pe Mihai Dumnicăi să vă explice mai multe despre comunicarea non-verbală și grimasele noastre și în mediul de afaceri. Mihai Dumnicăi, aplauze, vă rog! Bună ziua și bine v-am găsit!
De ce observ, deja v-ați făcut o primă impresie despre mine, v-ați decis dacă să mă placeți sau nu. Și ghicit ce? Ați făcut acest lucru inconștient în câteva fracțiuni de secundă și conștient în câteva secunde. După felul cum am intrat, felul în care zâmbesc, felul în care privesc postura, mersul, atitudinea, gestica, mimica, tonul vocii și multe alte elemente non-verbale, după care v-ați făcut o primă impresie despre mine. Spre repede? Nu? Ok. Relațiile dintre oameni sunt ghidate de cele mai multe ori de prima impresie. Am niște întrebări pentru voi. Cum ar fi, de acum înainte, să puteți primi mult mai atenți oameni cu care colaborați, asociați, colegi, astfel încât să obțineți ceea ce v-ați propus? Cum ar fi să vă antrenați și mai mult atenția, astfel încât să înțelegeți de ce oamenii ridică anumite obiecții sau adoptă un anumit tip de comportament la un moment dat? Natura ne-a înregistrat cu doi ochi, două urechi și o gură, tocmai pentru a putea privi și asculta de două ori mai mult decât vorbim. Numele meu este Nică Mihai Alexandru, sunt practitioner certificat în microexpresii faciale, am urmat cursurile de trainer și coach în comunicare non-verbală la Center for Body Language din Polonia. Și astăzi vreau să vă introduc în tainele analizei video, unde veți avea posibilitatea să priviți o interacțiune din postura observatorului. Rolul analizei video este de a vedea în timp real ceea ce simte și gândește o anumită persoană. Îi place subiectul abordat sau nu? Se simte confortabil sau nu? Are emoții? Nu are emoții? Răspunsurile la aceste întrebări le vom afla după o scurtă interacțiune cu un curajos din sală. Așa că vă întreb, cine este suficient de curajos să vină în față? Adăți, cine are curajul? Promit să fiu blând. Părit? Ok. Am nevoie de două scaune. De câteva minute, o să spun de întrebări și răspunsuri și poți să stai liniștit, îți doar 50 de oameni care te vor critica, te vor judeca, vor zice foarte lucruri lași, poate zice foarte ok, poți să stai liniștit, e totul natural, ești pregătit, ți-e ok. Vor fi câteva secțiuni de întrebări și răspunsuri care vor fi filmați, pe urmă vom lua acea filmare și o vom analiza din punct de vedere non-verbal. Este ok, va fi aici în cadrul evenimentului, nu va apuca de aici. Da? Super. E ok? Da? Eu sunt Mihai. Prețuri similare. Ce credeți să alegi unul din ei? Care este aspectul care și-a
abordarea furnizorului, da, adică persoana cu care discut, negociez. Deci e important abordarea, da. Negocierea, da. Dar mai fi și alte aspecte? Termenii contractuali, înțeles. Nu doar ce contează. Da. Aia e un moment în care să pui încrederea în cineva să fie rău. Da. Așa. Dar tu la rândul tău, în momentul în care cineva a avut încredere în tine și tu să te rău, da. Ai născut rău. Da. Ai avea curaj să recunoști în tine. Da. Depinde de persoană. Mecanica auto. Da. Organizatorii, dacă se poate să se mute acești doi stâlpi, astfel că să vadă toată lumea. Se poate? Nu? Data viitoare, îmi place. Îți spui când e pregătit. Câți dintre voi ați văzut serialul Lie to Me? Ceea ce vă urma seamănă un pic cu Lie to Me, doar că e în realitate. Ceea ce se întâmplă în realitate e un pic mai amplu. Nu vom reuși printr-un gest să spunem că omul minte sau nu. E nevoie de o mult mai amplă discuție, întrebări, să găsim starea de confort, care e linia de bază și de acolo putem vedea dacă cineva minte sau nu. De la cum cum trece de linia de bază. Dacă face ceva diferit de ce face mod normal, atunci e un semn de întrebare. Nu neapărat că minte, dar e un semn de întrebare. Durează un pic. Cum vă simțiți până acum? Curioși. Pe bine. V-ați întâlnit cu situații în care non-verbal cineva să vă influențeze, să vă dați seama că non-verbal m-a influențat? Puteți să dați exemple. Cine are curaj să zică? Doamna Edith, am văzut cu dumneavoastră, ați spus? Da, de obicei când mă vorbesc de pacienții care vin la mine, îți echip direct și încearcă să mă influențeze. Mă întreabă, deci atunci când vor ei să preia controlul, când se simt puțin în nesiguranță și încearcă să-ți transmită ceva la genul, vezi că eu te controlez. Deci fie felul în care vorbește, fie felul în care reacționează, fie prin gestică, fie prin mimică, da, deci clar. Și după cum vedeți, și la ora actuală, vedem pe stradă exact același lucru. Încruntarea înseamnă, nu mă interesează de tine și nu mă interesează părerea ta. Părerea mea, asta zic eu, am observat. Ați o intuiție foarte bună, o felicit. În cele ce urmează, voi lua și voi analiza un pic punct de vedere non-verbal, ceea ce se întâmplă. Cum poți, poți să dai exemplu? Aici un pic de disconfort, având în vedere că a fost, așa cum dacă pot să confirm, nu am vorbit înainte, nu am stabilit înainte, totul a fost acum, o să pun un pic pe pauză. Și nu am stabilit că vom ieși în față și voi pune întrebările, corect? Super. Asta e o formă de calmare. În momentul în care suntem stresați,
simțim anumite emoții, căutăm un mod de a ne calma. Și atunci sunt mai multe tipuri în care ne calmăm. Ne atingem mâinile, ne frecăm degetele, ne atingem pe față, poate ne descriem nasturile de la gând sau la femei, ne jucăm cu bijuteriile, curățările. Fiecare și are modul de a se calma. O să dai play. Acum aș un pic de curaj, în momentul în care ne facem un pic de curaj, ca și mai devreme când am făcut exercițiu de relaxare, ca și am scuturat mâinile, așa un pic și Florin a făcut, să zic, ok, pot să fac asta, haide să începem. Și asta a făcut, prin aș scutura un pic umerii și a venit un pic în față. M-a fost un pic surprins. Înainte de a face cunoștință, un pic mai înapoi. Așa. Deci a fost un pic surprins de faptul că am făcut din nou cunoștință. Dar am făcut astfel încât să creez o relație, să o fac să simtă mai confortabil și în momentul în care ne ridicăm sprâncenele, suntem surprinși de o anumită situație. Indiferent că e vorba de a cunoaște pe cineva nou, de subiectul abordat, de întrebarea pusă, noi ridicăm sprâncenele în sus. La fel, există situația în care salutăm pe cineva și nu facem din mână, ci facem doar din sprâncenele. Ridicăm foarte subtil sprâncenele. Ok. Aici așa amintit, încerca să-și amintească ceva și atunci am mers cu ochii într-o anumită direcție, tocmai pentru a-și adună informațiile și a-și prima o propoziție. Asta numesc un zâmbet social, în momentul în care ridicăm colțurile buzelor, dar nu ne arătăm dinții. Și atunci ne simțim un pic inconfortabil, dar dorim să fim politicoși pentru a nu arăta că nu suntem tot mai confortabili cu situația, afișăm un zâmbet foarte scurt și subtil. Cât de bine se vede? Am un pic de pauză. Cât de bine vedeți? Se vede până aici. Dumneavoastră vedeți din spate, de acolo, da? Super. Din partea asta vedeți? De aici? Ok. Iarăși, în momentul care ținem o mână undeva în zonele foarte sensibile, în zona pieptului sau în zona organelor genitale, iarăși e o formă de protecție în care nu dorim să fim loviți și atunci nu facem, având un scut cum era pe vremuri, punem un scut în fața noastră, acum ne folosim mâinile și ne punem în fața pieptului sau într-o altă zonă. În momentul în care simțim cu adevărat o pasiune pentru ceva, avem tendința de a amplifica ceea ce spunem, ceea ce simțim. Dacă suntem pasionați la un lucru, avem tendința de a amplifica gesturile. Îmi place să fac, vreau să fac, sunt bun în ceea ce fac și gesturile vor fi un pic mai ample sau mai categorice decât în mod normal. Acum, iarăși, a căutat un pic ideile să înțeleagă exact ce anume pasionează sau cum se poate să ofere un răspuns care să fie potrivit.
nou a fost un pic surprins de întrebare, momentul în care ne ridicăm sprâncenele și... Era și un mod pe care încercăm să controlăm anumite situații, uneori poate fi și un semn de minciună, înghițind și vorbind de anumit subiect. Dar încă o dată, nu totdeauna un anumit gest semnifică minciună. Mult mai multe semne în această situație denotă cineva dacă minte sau nu. Dar un gest niciodată nu vă spune, nu există un asta lui Pinocchio care crește, se înrușește, ci există mult mai multe elemente care formează cel nas. Acum se simte, în momentul care devenim mai confortabil cu o situație, nu mai avem tendința de ne proteja și atunci nu mai putem rămâne în zone intime sau în zone sensibile și ne așezăm într-un mod mai confortabil, așa cum am vorbit, punându-și mâna pe picior. E o formă în care cineva se simte ok cu situația. Mai poți, nu? Respirația iarăși e un mod prin care putem minți, putem arăta că minți. Dacă vreți să vedeți, dacă cineva minte, primul semnal este respirația. Dacă respiră mult mai repede decât o face în mod normal, sau dintr-o dată respiră mai încet decât o face în mod normal, atunci e un semn de întrebare dacă cea persoană e sinceră sau nu. Sau când avem foarte multe emoții, iarăși vom căuta să ne oxigenăm creierul și atunci ne vom lua o scurtă pauză, uneori prin cuvinte, alteori prin respirație. De asemenea, când vrem să convingem pe cineva, de un anumit lucru vom exagera un pic ceea ce facem, pentru că vrem să știm sigur că omul ăla ne crede ceea ce spune. Nu neapărat că mințim, dar poate fi un semn. Iar un prim lucru pe care îl vedem la cineva care lui place la anumit subiect, apare un zâmbet, un scurt zâmbet, care confirmă non-verbal faptul că îmi place subiectul, îmi place o întrebare sau îmi place răspunsul oferit. În momentul în care ne luăm un pic mai mult timp înainte de a răspunde o întrebare, mult mai mult decât o facem în mod normal, era și un semn în care arată o minciună sau posibil să arată minciună. Dacă ceva vă întreabă și s-au întrebat pe cineva vă place de respectiva persoană și nu e un răspuns direct, dar e o pauză și pe urmă, da. Apare o mică pauză care nu e tocmai congruentă cu cuvintele spuse. Și atunci poate fi un semn la niciun. Dacă poți spui, momentul în care ne umezim buzele sau respirăm, iarăși e moment în care avem nevoie de aer sau avem nevoie de un mod de relaxare. Ne cuprinde emoțiile în tratare, saliva noastră nu mai e atât de la un nivel normal. Și atunci, pentru a face inconștient asta, pentru a duce nivelul de parte de saliva, începem să ne întâlnim buzele sau să le urmezim. Asta e un zâmbet natural, în momentul în care vedeți dinții ca apar, afișăm zâmbetul,
autentic, natural, pe care colțurile puzzle-ului se ridică, să fac colțuri, să fac riduri în jurul ochilor, sprâncenele cu varul foarte puțin. Acesta e un zâmbet autentic care arată că omul e sincer și e natural. De multe ori mi se întâmplă să fim prinși în gândurile noastre, atât de mult încât nu mai reușim să observăm omul din fața noastră. Nu mai reușim să vedem nevoile pe care le are. Ceea ce vă încurajez este să dați un minim de atenție omului din fața voastră, să înțelegeți exact nevoile pe care le are. Eu nu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă încurajez să deveniți mai buni observatori și oameni mai prosperi. Vă mulțumesc! În continuare, am să vă spun o povestioară. Și mi-a venit așa în minte aseară și ca să nu jignesc pe nimeni și să nu fie supărător, am ales așa un personaj cât de cât tradițional românesc, Nina Gospodin. Nina Gospodin avea un talent. Făcea prăjiturelele cele mai bune din lume. Și la un moment dat, prăjiturelele ei foarte, foarte dulci, foarte cremoase și cele mai incredibile prăjiturele existate vreodată pe piață, ajung la un degustător de dulciuri din Elveția și spune: nu numiți, cine a făcut aceste prăjituri delicioase? Nina Gospodina, mai timidă, mai ea oricum făcea din pasiune pentru familie. Eu, știți, le fac din pasiune, e o rețetă moștenită din străbuni. A, păi asta este cea mai bună prăjitură care am mâncat-o vreodată și asta trebuie să ajungă la cel mai mare târg de dulciuri. Nina Gospodina spune: ok, dacă e dumneavoastră, cu siguranță trebuie să ajungă la cel mai mare târg de dulciuri. Vine degustătorul, îi spune: uite, peste o lună vei fi în cel mai mare oraș din lume, la cel mai mare târg de dulciuri. Nina Gospodina merge acasă, stă, se gândește: aoleu, ce mă fac? Ok, cel mai mare târg de dulciuri, eu nu pot să produc prăjituri pentru un târg de dulciuri. Ce fac? Am nevoie de angajați. Cum? Pe unde iau? Repede. Se apropie târgul. Ok, sună o prietenă care are o firmă de resurse umane, uite, ajută-mă și pe mine cu niște angajați, așa îi vreau să fie exact ca mine. Eu îi voi învăța doar cum să gătească prăjitura și vă rog, mă avea succes garantat. Trece o săptămână, trec două, Nina Gospodina găsește un angajat. Intră în panică, apelează la o firmă de resurse umane, alta. Într-un final, își găsește angajații de cât avea nevoie. Cam 100, așa, să producă cât era nevoie pentru să asigură prăjiturile pentru acel târg de prăjituri. Totodată, își dă seama că nu poate să meargă la un târg fără imagine. Dar până la imagine mai este mult. Trebuie să-și trăinească angajații. Dar ce face? Angajații nu stau la ea în... dacă nu le dă ceva motivant, adică ce poate ea să concureze cu... Ea este o simplă gospodină și cum poate concura cu un antreprenor care oferă poate mult mai mult decât ea. Și stă Nina Gospodina și se gândește ce să facă, cum să găsească soluția cea mai optimă și se gândește. Încă se gândește. Și brusc îi vine ideea. Gata, știu pe cine spun. Scoară-mă. Bună ziua! Bună ziua! Sunteți cumva departamentul de vânzări de care am înțeles că oferiți ceva servicii medicale pentru angajați ca să pot să mi țin și eu în companie?
Genesis. Exact, acolo vreau să spun, la MedLife Genesis. Mi-am căzut pe mail ceva, ofertă, oricum, eu n-am angajat, dar acum am și trebuie să le ofer pachete de motivare ca să rămână la mine în firmă și să vină la târg. Mă puteți ajuta? Cu siguranță. Haideți să ne întâlnim și vă povestesc tot ce trebuie. Super! Pot ajunge la târgul de la... pe dulciuri de acolo. Vă mulțumesc! Și eu. Și uite așa, Nina Gospodina a reușit să-și găsească pachetul ca să motiveze angajații. Le oferă niște beneficii de sănătate care poate nu le au la alte companii. Totul bine și frumos, dar totuși, nu știu ce se întâmplă, dar eu îmi continui povestea. Totuși, trebuie să ajungem la cel mai mare publicitate. Mare publicitate, da. Trebuie să ajungem la cel mai mare târg de dulciuri. Avem angajații, sunt motivați, dar trebuie cumva să-mi fac și brandul meu. Brand. Citește Nina Gospodina repede pe Facebook, ce vede ea pe internet. E ok? Cred că știu. Știu cum pot să ies în evidență la târg. În primul rând, angajații mei trebuie să fie profesioniști. Și să arate profesioniști și să lucreze profesioniști. Pe cine să mai sun? Vedem. Nina Gospodina, vă dați seama câtă presiune are acum pe ea, că trebuie târgul se apropie și are doar angajați motivați. Gata! A găsit! Știe de ce are nevoie în comprimare. Hai să vedem dacă și funcționează. Bună ziua! Am văzut și eu pe internet că oferiți materiale de protecție pentru firme. Am și eu vreo 100 de bucătărese, cofetărese. Vă puteți ajuta cu niște mănuși sau... chestii frumoși, bineînțeles să punem pe ele brand-uri de țară, Nina Gospodina. Super! Am sunat unde trebuie. Sunteți firma Man Protection, da? Da, sigur că da. Ok, perfect. Avem și brand-uri de țară, Nina Gospodina. Vă mulțumesc frumos. La revedere. La revedere. Bun. Deci totul merge pe tot plan. Avem angajați, sunt motivați, avem uniforme de protecție, să nu se ardă, să așa. Respectăm toate măsurile posibile și se apropie ziua cea mare. Și... dar înainte de asta, înainte de ziua cea mare, ne dăm seama că ne punem să facem prăjituri. Și am făcut prăjituri și am închiriat un spațiu și am inventat prăjituri. Dar este o mizerie. E... cine să mai pune toată chestia asta? Nu putem lăsa așa și mai putem produce alte prăjituri. Ce o să facem? Noi nu mai avem cum să curățăm, iar Nina Gospodina nu mai are cum să angajeze alte persoane care să curețe după persoanele care fac mâncare. Nasol. Și se gândește Nina Gospodina din nou. După cum vedeți, este o zi în care crește foarte mult. Și gândește. Trebuie să găsească soluții și la chestia asta. Și se gândește. Și crede că poate găsește o soluție. Am apelat pe sută vocală a abonatului. Se pare că firma asta, nu știu, Imotrust Facility Management, văd că site-ul lor e așa, nu e actualizat, că nu răspund la telefon. Na. Deci nu. Ai, este în sală, super! Ne puteți ajuta cu serviciile de curățenie pentru haină. Hale industriale, servicii pentru antreprenorii care își vor să intre într-un spațiu nou și au avut constructori în hală, iar și pentru foarte mare drag, Imotrus Facility Management. Este actualizat site-ul nostru. Telefonul este închis. Am apreciat faptul că sunt aici și am închis telefonul. Mulțumim frumos. Oricum, a trebuit o surpriză și nimeni din sală nu știa că chestia asta, nici măcar
cu organizatoarea mea, Maura Bătulescu, care este o surpriză și pentru ea și cred că... Oricum, să revenim la mine gospodina, că totul se apropie Târgu și, na, e cam... situația e destul de ardentă, pentru că așa. Bun, am făcut și curățenie, am mai produs încă 1000 de prăjiturele. Suntem gata să mergem la Târgu cel mai târg. Dar nu ne putem duce oricum la Târg, adică ok, Ina Gospodina reprezintă brandul de țară, mai trebuie, își premiază și cele mai bune cofetărește care vin din angajat. Dar nu se poate afișa oricum. Și atunci, din nou, Ina gândește, cum am zis, ziua ei care gândește. Mult. Dar sigur va găsi o soluție și pentru asta. Deja am găsit. E ok. Vedem? Dacă mai dăm, este o firmă care are să-i actualizat cu numele de pene sau nu? Alo, bună ziua! Sunteți firma Moda Estam? Da. Am văzut și eu pe net că aveți niște ținute exemplare și știți, eu sunt, mă rog, trebuie să ajung la un târg, super târg de prăjituri, miza este foarte mare și aș vrea să merg la unul din magazine. Am văzut că aveți în piața Intim și în piața Bămiancu, așa este? Da, aveți dreptate și ați mai că nu puteți să mai duc, dacă doriți ca Nina Gospodina să arate bine la târgul la care veți participa, cu plăcere se poate îmbrăca de la noi. De altfel, văd că și ținuta pe care o avem dumneavoastră și cu organizatoarea doamna Maura arată foarte bine. Nu știu dacă nu cumva și astea au fost făcute la Moda Esa din Arad. Aveți dreptate. Și ținuta mea din această zi și ținuta cu organizatoarele mele Maura Bătulescu. Haideți pe mine. Hai, cu curaj. Sunt de la Moda Esa. Mai doresc să vă spun ceva, ați făcut o alegere foarte bună, pentru că ne putem mândri că și prințesa Kay, ducesa de Cambridge, a purtat în repetate rânduri ținute făcute la Moda Esa din Arad, așa că puteți să vă considerați că din punct de vedere al aspectului vestimentar vă ridicați la un nivel destul de înalt. Invit toate doamnele prezente în sală să se îmbrace de la Moda Esa, că vor face o alegere bună, raportul trăiesc calitate la noi, fiind cele mai bune din România și din Sfântul. Mulțumim frumos! Așa e! La Moda Esa chiar găsiți multe ok și jocul ar putea continua, pentru că cum vedeți pe mapă avem foarte mulți parteneri care s-au alăturat ABC-ului afacerii tale, dar nu îl vom continua. Sper că a fost o surpriză plăcută pentru toți din sală. Și propun să continuăm ABC-ul afacerii tale. Mai departe, am să-i dau cuvântul vorbitoarei noastre, arădence, Florina Rădulescu, să ne spună despre cum stă treaba cu leadership-ul, de ce avem nevoie de leadership, și mai mult, cu siguranță, o să vă încântă Florina. Aplauze, vă rog! Bună ziua! Așa cum spune și Bocana, care mulțumesc pentru această invitație. Sunt Florina Rădulescu, sunt coach și trainer. Și mă bucur să fiu în această zi cu voi, într-un timp atât de scurt, în 11 minute, o să încerc să aduc cât de multă valoare pot. O să te rog să dai drumul la PowerPoint. Eu o să încerc și sper să se rezolve cu partea tehnică. Pentru că suntem la ABC-ul afacerii și mie îmi place să studiez, îmi place să dau mai departe și din experiența mea să împărtășesc cu alte persoane, am studiat despre aceste lucruri, despre afaceri. Unul dintre lucrurile cele mai importante pe care
le-am înțeles și pe care le-au înțeles și alții înaintea mea, este că afacerea este un organism viu. Așa cum zicea și domnul Costi și nu ne-am vorbit, afacerea are un început, se naște, crește, are diverse etape în care avem eșecuri, da? Se dezvoltă și la un moment dat ori se transformă, ori moare. Ajungem la final. Mergând un pic mai departe, am înțeles că oamenii sunt cei mai importanți într-o afacere. Chiar Jordan Belfort, și nu m-am vorbit nici cu Bogdan Mugescu, spunea că cei mai importanți dintr-o companie sunt oamenii. Putem să avem cea mai avansată tehnologie. Dacă nu sunt oamenii care să apese pe butoane la momentul potrivit, rezultatele nu vor apărea. Și mergând și mai departe, am înțeles că antreprenorul este cea mai importantă persoană dintr-o companie. Câți dintre voi sunteți antreprenori? Câți dintre voi sunteți manager de top în companiile în care activați? Ok. Astăzi vreau să vă arăt puțin cum valorile antreprenorului, personalitatea lui, poate să influențeze rezultatele companiei. Și vreau să vă imaginați o țintă cu 5 cercuri concentrice. Da? Și vreau să vă citesc ceva. Am căutat pe internet și nu știu câți dintre voi îi cunoașteți pe cei care au fondat Edeman, firma de Edeman. Nici eu nu-i cunosc. Dar îi cunosc prin valorile pe care le transmit. Și acestea sunt seriozitate, ambiție, perseverență, onestitate și hărnicie. Mi-aș fi dorit să-l cunosc personal pe Steve Jobs, dar nu l-am cunoscut. Dar îl cunosc prin valorile Apple, care sunt accesibilitate, educație, mediu, incluziune și diversitate, intimitate, furnizor de diversitate. Valorile pe care le-am ales eu pentru compania mea sunt calitate, experiență transformațională, oportunități, posibilități, încredere și respect. Credeți că aceste valori ar putea să existe fără oameni? De fapt, antreprenorul transferă valorile companiei și compania reprezintă valorile antreprenorului. Nu pot să existe una fără cealaltă. Și vreau să vă gândiți care sunt valorile companiei voastre, le știți? Câți dintre voi știu care sunt valorile companiei voastre? Aș vrea să ridicați mâna. Ok. Câți dintre voi le-ați integrat? Câți dintre voi le-ați făcut ca valori personale? Și mai ales managerii de top, asta ar trebui să facă. Să integreze valorile companiei în valorile personale ca să aibă rezultate. Haideți să vedem ce s-ar putea întâmpla în momentul în care știți care sunt valorile companiei. Le aveți clare și bine definite. Și cei care nu aveți încă foarte clare obiectivele, valorile companiei, ar fi bine să le treceți pe lista de priorități. Să începeți să știți și să integrați acele valori în companie. Așa cum am spus, să vă imaginați o astfel de țintă. Vom începe din mijloc, din interior, nu din exterior. În interior vom pune, bineînțeles, valorile. Care sunt
valorile. Ce vreți să transmiteți oamenilor, companiilor, clienților, partenerilor voștri de afaceri? Ce vreți să transmită produsele și serviciile voastre? Care este experiența pe care vreți să o trăiască acele persoane? Astfel că valorile pot să devină inima companiei voastre. Doar că acestea trebuie cunoscute, în primul rând, de angajații voștri. Fiecare persoană din compania trebuie să cunoască acele valori. Pentru că ei sunt primii care intră în contact cu posibilii clienți, posibilii furnizori și parteneri de afaceri și pot să vă reprezinte acele valori. Știți vreo persoană care nu vorbește despre locul ei de muncă? Din ce în ce mai mult vorbim despre locul de muncă. Tot timpul vorbim despre locul de muncă. Da. Haideți să vedem ce se întâmplă atunci când avem valori bine definite și clare. Acestea generează convingeri pozitive la adresa companiei. Oamenii care vor ști care sunt valorile bine definite și clarificate, generează convingeri pozitive și transmit tuturor celor cu care intră în contact acele valori și acea convingere despre compania pe care o are. Clienții, partenerii, la fel, vor începe să aibă convingeri pozitive la adresa companiei voastre. Ce se întâmplă mai departe? Având valori bine definite, convingeri pozitive, putem să ne stabilim obiective mărețe pe care ne așteptăm să le și îndeplinim. Pentru că știm cu siguranță că produsele noastre, serviciile noastre aduc valoare clienților și partenerilor noștri. Având valori pozitive, bine definite, care determină convingeri pozitive și astfel ajungem la obiective mărețe, ca și manifestare exterioară, vom avea parte de atitudini pozitive la adresa companiei noastre. Sunteți de acord? Da? Vom avea parte de atitudini pozitive. Oamenii vor fi mult mai încrezători față de compania noastră. Și vor aduce un plus de valoare. Vor privi înspre viitor și se vor aștepta ca aceste obiective să fie îndeplinite. Datorită faptului că știu că acele valori, acele produse și servicii sunt de foarte mare valoare. Aduc valoare oamenilor. Și ultima manifestare exterioară a valorilor, convingerilor și obiectivelor sunt acțiunile. În momentul în care știm care sunt valorile pe care vrem să le transmitem, vom avea și acțiuni extraordinare. De fapt, oamenii acționează conform cu atitudinea lor. Și vor acționa și față de compania noastră, conform cu această atitudine creată. De foarte puțin timp am fost la un eveniment de business în care un om extraordinar pe care îl cheamă Sebastian Văduva, este un om de afaceri extraordinar și pentru că îmi place să mă educ în continuu, a spus și mi-a tras atenția că urmează să ne îndreptăm spre era experienței în următoarea perioadă în afaceri. Au fost mărfurile care au devenit produse, cumpărăm lapte, dar acum avem lapte Dorna, lapte Zuzu. Le-am transformat în niște produse. După care a urmat era serviciilor în care suntem încă, și ne îndreptăm cu pași repezi spre era experienței în afaceri. Care ar fi experiența pe care ați vrea voi să o trăiască în următoarea perioadă, reinventându-ne clienții voștri prin valorile pe care le aduceți în viața lor, în casele lor?
Și vreau să recapitulăm puțin despre ce am vorbit astăzi. Valorile pot să devină inima afacerii, valorile duc la convingeri pozitive, care aduc obiective mărețe, ce se manifestă în exterior prin atitudini pozitive și acțiuni extraordinare. Vă mulțumesc! Nicolina, foarte frumoasă vizită și noțiuni. Siguranță o să le punem în practică. În continuare, următorul vorbitor vinde orice, oricât, oricând, oricui. A fost a făcut parte din top 1000 cei mai influenți oameni de afaceri din România și mai mult o să las pe el să vorbească despre acest lucru. Îl invit alături de noi pe Adrian Cioloianu și nu este acel Cioloianu istoric. Aplauze! Bună ziua! Numele meu este Adrian Cioloianu, că cum bine ați auzit, și spre mirarea inclusiv a șoferului care m-a adus de la Timișoara aici la Arad. Nu sunt istoricul Adrian Cioloianu, e doar o frumoasă coincidență de nume de pe urmă căreia profit, pentru că am o adresă de mail, adriancioloianu@hotmail.com, și primesc foarte multe mail-uri care sunt adresate istoricului. Dar ce bine ați arătat la televizor aseară, asta în special de la femei. Ce cursuri de istorie să facem? Ce bârfe mai sunt prin PNL? Și poate cel mai interesant mail pe care l-am primit de la regretatul actor Adrian Pintea, care mi-a scris: ne e dor de tine, te așteptăm la noi la cină. Și eu am răspuns: domnule, vin. Dar să știți că nu sunt Adrian Cioloianu istoricul, sunt Adrian Cioloianu un om obișnuit. Și el mi-a dat reply: nu încerca să-ți negi existența. Domnule, nu neg existența. Dar nu sunt Adrian Cioloianu istoricul. Până anul trecut, în august, aș fi putut să zic că sunt Adrian Cioloianu, corporatistul, pentru că ultimii 15 ani am petrecut în vânzări, lucrând pentru trei mari corporații, Orange, Sony Ericsson și Intel Corporation, cei cu procesoarele din laptop. La Orange am fost hunter, ceea ce înseamnă că în limbajul vânzărilor, vânător. Rolul meu era să duc clienții de la competiție, clienții business. La Sony Ericsson eram farmer sau fermier. Rolul meu era să am grijă de 6-7 aceiași mari clienți și să fac business-ul cu ei să crească. Diferența dintre un hunter și un farmer este una foarte simplă. Ca hunter, orice este permis să-l faci pe omul ăla să semneze cu tine, să devină clientul tău. Ca farmer, contează foarte mult partea de relație pe care o ai cu acei oameni. Pentru că în unele zile te înțelegi bine, în altele te ceri cu ei, în altele îi faci să plângă. Dar din ziua următoare, tot cu acei oameni vei lucra, zi după zi, lună după lună, an după an. Acum, o să rog pe colega cu pancarta să ridice momentul publicitar, că aș vrea să mă mai laud un picuț. Top 100 tineri manager, top 1000 trainerul anului, bla bla bla. Dar asta este viața corporatistă, mulțumesc frumos. Anul trecut, în august, m-am hotărât că mă voi concentra doar pe firma de training și fac trei lucruri. Fac training de vânzări, la asta mă încerc. Am scris o carte, vând orice, oricând, oricui. Asta este titlul american, ce contează cu adevărat în vânzările B2B. Și nu o să facem ca la facultate. Adică, după această întrunire, nu vă simțiți obligați să o cumpărați sau vreo chestie de genul ăsta. Și în al treilea rând, poate fi o chestiune de interes pentru voi, împreună cu alți colegi vânzători din mai multe industrii, mai multe companii, diferite poziții, am lansat anul acesta, și suntem deja la numărul 10, prima și singura revistă de vânzări din România. Și suntem numai vânzători care scriem pentru alți vânzători, din experiențele noastre, nu este nimeni jurnalist acolo. Motivul pentru care vă spun lucrul acesta, acest moment publicitar, este că dacă este cineva în sală care simte că îl chinuie talentul, și ar vrea să pună în scris propriile experiențe din zona vânzărilor, așteptăm cu mare drag acele articole ca să putem să le punem în revistă. Poftim? Pe Hotmail, exact. Și scrieți Adrian, lui Adrian Cioloianu istoric. Bun, acestea fiind zise, dacă
mă uit în spate când eram copil, nimic nu ar fi anunțat neapărat că o să fiu un vânzător foarte bun sau că o să ajung antreprenor. Singurii bani pe care i-am făcut când eram copil au fost prin furt. Am furat pensia bunicului meu, o parte din ea cel puțin. Cred că aveam de pe atunci o latură ONG-istă în mine, pentru că m-am dus și am împărțit banii cu prietenii mei de la bloc. Mi-a fost foarte rușine când s-a aflat toată tărășenia, nu pentru că l-am furat, ci pentru că am fost obligat să mă duc să cer banii înapoi prietenilor mei. Pentru asta mi-a fost foarte rușine. Acum, povestea mea favorită este cu un om care are un câine de vânătoare. Și este cel mai bun câine de vânătoare din lume. Pentru că este singurul câine capabil să alerge pe apă. Și omul nostru este foarte mândru de câinele lui. Și își cheamă un prieten să-i arate minunea. Și îl pune pe săracul câine să alerge toată ziua pe suprafața unui lac. Și alergă și alergă câinele nostru. La un moment dat nu mai putea nici măcar câinele. Limba scoasă din hot. Obosit, prietenul nu spunea nimic. Omul nostru un pic frustrat. Și întreabă prietenul, nu ai observat nimic ciudat la câinele meu? Și prietenul îi răspunde, ba da, am observat că nu știe să înnoate. Câteodată trebuie să alergăm pe apă, câteodată trebuie să înnotăm. Eu am început să alerg pe apă și am început să lucrez într-o corporație. Și apoi încă una și încă una. Corporația a fost o școală foarte bună. Am învățat foarte multe lucruri acolo. Cu bune și cu rele. Dar știți cum este? Cu cât stai mai mult, cu atât te prinde mai bine în gheare. Și nu vrea să-ți dea drumul. Visul meu, când eram într-o asociație studențească, undeva înapoi prin 99, a fost să mă fac trainer. Am fost la o conferință națională, am văzut pe cineva care ne-a vorbit, și noi toți 200 de oameni stăteam cu gura crescată și mintam la el și am zis, eu când o să fiu mare, am omul ăsta vreau să fiu. Numai că a durat 10 ani ca să încep să-mi pun în aplicare visul. Pentru că te prinde corporația și te obișnuiești. Și e foarte greu să scap de o obișnuință. Cercetătorii britanici au demonstrat că în momentul în care învățăm un lucru nou, avem nevoie între 21 și 30 de zile ca să repetăm acel lucru în fiecare zi, astfel încât acel lucru să devină o obișnuință pentru noi. Mie se pare că mi-a luat 10 ani. Dar în 2009 m-am hotărât că vreau să încep pe partea asta de training și am început să colaborez cu o firmă de training. 2 ani mai târziu, în momentul în care am simțit că nu sunt apreciat la adevărata mea valoare, că mi se părea mie că sunt șmecher și că știu, mi-am făcut propria firmă de training. Momentul cel mai greu a fost să fac acele nenorocite de acte pentru firmă. Un an de zile mi-a luat lucrul ăsta. Pur și simplu, lasă luna viitoare, lasă, hai mâine, hai poi mâine. Până la urmă am plătit o firmă care cu asta se ocupă să facă firme noi, le-am dat banul și mi-au adus actele și mi le-au pus în mână. Și din momentul ăla am început să și alerg pe apă, să și înnot. Eram și corporatist, full-time, dar aveam și propria firmă. Cum e posibil acest lucru? Păi, în primul rând, sunt niște chestiuni specifice culturii corporatiste americane, și vorbesc aici de Intel, pe care le-am preluat și am început să le aplic în propria firmă. Cum ar fi? La Intel, eu mă duceam și îi spuneam șefului meu, uite ce îmi propun eu să fac pe următorul quarter. Și el, fiind șeful meu și ca să-și justifice salariul, venea și făcea așa un pic de fine-tuning. Mai urca acolo, mai scadea acolo și bătea în palma. Și ăla era targetul meu. Din acel moment, pe el îi interesa un singur lucru. Să livrez acele rezultate pe care am promis că le voi livra. Dacă făceam lucrul acesta, nu interesa unde sunt, cum sunt, ce fac, cât timp eu la finalul celor 3 luni, la finalul quarterului, livream acele rezultate. Mai mult de atât, încurajează spiritul antreprenorial al angajaților. Și atunci au zis, tu dacă ai o pasiune și vrei să faci și altceva, nicio problemă. Cât timp nu intră în conflict de interes cu ceea ce facem noi.
Bun. Și atunci? Regula 1. Livrezi pentru noi ce ai de livrat. 2. Poți să faci training dacă vrei, dar vrem să faci training și pentru noi. În Intel training-ul era făcut de către manager. Am zis ca un bun român, da, cum să nu, dar eu am deja un job la voi, așa că i-am reserviz voi cu niște bani și fac și training pentru voi. Și mi-au propus în felul următor. Uite, regula numărul 1. Să livrezi rezultatele, iar apoi poți să faci training inclusiv în timpul nostru, ăla de luni până vineri, de la 9 la 6. Te lăsăm să faci training și să faci bani cu firma ta de training, dar pentru noi o faci gratuit. Am acceptat. Și mi s-a părut o chestie interesantă. Și e un lucru pe care l-am aplicat în firma mea de training. Ușor, ușor firma a crescut, am ajuns la 12 oameni. Mă interesează rezultatele, nu mă interesează unde sunt, ce fac și cum fac. Iar dacă au pasiuni, lucru pe care le-am și eu, facem și ne ducem către acele pasiuni. Dacă mie îmi plac copiii, mă duc și lucrez cu UNICEF pentru că așa îmi place mie și nu le iau bani pentru chestia asta. Dacă unui coleg de-al meu de asemenea îi plac copiii, se duce și lucrează cu mai știu eu ce fundație. Dar, primul lucru, ce stabilim și ce agrem împreună facem și apoi fiecare este liber să facă și alte lucruri. Acum, cum am timp sau cum am avut timp să am un job full și să am și propria firmă? Păi, două lucruri legate de time management din propria experiență. În primul rând, mi-am preluat controlul agendei. De regulă, când vrem să ne întâlnim cu cineva, mai ales dacă este client, îl întrebăm, când ați putea să ne vedem? Și omul se gândește și zice, săptămâna viitoare, marți. E un moment foarte bun pentru el, dar nu neapărat pentru tine. Tu nu vrei să scapi oportunitatea de a te vedea cu acel om. Și îl înfige acolo în agenda. Și ajungem marți să avem o zi plină și să alergăm înnebuniți și să nu mai ajungem să facem lucrurile pe care le-am propus. Mi-am propus ca eu să fiu cel care încearcă să stabilească data și ora întâlnirii. Și ofer oamenilor, ofer variante. Uite, ți-aș propune să ne vedem marți la ora 2 sau poate joi la ora 10. Tonul face muzica. Dacă v-aș zice, vă propun marți la ora 2 sau joi la 10. O să-mi ziceți când faci tu mie programul? Nu, tonul face muzica. Și atunci, eu sunt cel care propune când ne întâlnim și aleg momente care sunt bune pentru mine, conform programului meu. Iar în al doilea rând, nu mai impun întâlniri fixe. Dacă am 4 întâlniri într-o zi, nu le pun 10, 12, 2, 4, bătute cu mine. Că legea lui Murphy ne spune că se întâmplă ceva și alerg disperat că nu mai ajung la timp. Și atunci, pun prima întâlnire fixă la ora 10, iar apoi a doua întâlnire este, domnule, ți-aș propune la ora în jur de 11 și jumătate. Eu am o întâlnire la 10, cum am terminat, îți dau un semn că am plecat către tine. Și atunci 11 jumătate fix se transformă în 11 și 20 sau în 11 și 35, luând de pe umerii noștri această presiune. În momentul în care ne-am făcut firma, singurul meu gând era cum să vând training și ce am eu de făcut. Nu mă interesau alte lucruri. Drept dovadă, primele 6 luni nici măcar n-am avut un contabil angajat. Mare greșeală. Cine are de-a pe urmă pe la administrația financiară cu o plasă cu înghețată ca să evite o amendă de 200 de milioane? Ok, am reușit să o evit. Dar am reușit să o evit pentru că m-am strecurat cumva. Dar pur și simplu nu m-am gândit că aș avea nevoie. Ok, conform legii obligatorii ai voie să trebuie să faci chestia asta. Dar mai mult de atât, că putem să o facem și noi. Avem nevoie de un om de finance mai mult decât un simplu contabil în firmele noastre. Și anume, n-am nevoie de un contabil căruia să-i dau o dată pe lună actele și cei 3 milioane sau cu cât o plătesc ca să-mi facă actele și să-mi depună ce este de depus. Am nevoie de un contabil care să mă ajute și să mă învețe, să-mi optimizez cheltuielile, să-mi optimizez plățile pe care le fac, că sunt către stat sau către altcineva,
bineînțeles, în limita legală. Și atunci ai nevoie de un astfel de om în firma ta. Apoi, vine momentul în care, ok, ai dat drumul la afacere, ai dat drumul la business, trebuie să mai și vinzi ceea ce faci. Foarte mulți antreprenori cu care mă întâlnesc, foarte mulți tineri care pornesc un startup, au niște idei fantastice, dar nu știu să le vândă. Nu știu să se vândă. Și atunci avem nevoie de oameni. La început eram doar eu. Acei knowledge vine de la Adrian Cioroianu knowledge. Cunoștințele lui Adrian Cioroianu. În momentul în care n-a mai fost doar Adrian Cioroianu, norocul, că nu pot să-i spun altcumva, că la început lucrurile se mai întâmplă și pe genunchi așa. Norocul a făcut ca acei knowledge să însemne în engleză acknowledge. Dar a fost un simplu noroc, nici măcar nu mi-am dat seama, doar după câteva luni am realizat chestia asta. Am nevoie să angajez oameni. În momentul în care caut oameni pentru business-ul meu, mă uit la trei lucruri mari și tari. 1. Skills-uri, abilități. Ce o pot vedea în CV? Sau pot să-l întreb pe om simplu și îmi dau seama rapid. Vreau să aud de la tine cel mai mișto proiect al tău, în care tu ai fost parte, și care a fost contribuția ta și îmi dau seama de acolo care sunt abilitățile lui. 2. Will, dorință. Își dorește omul ăla? Vrea, ei, dacă vorbim de un vânzător, îi este foame? Vrea să alerge, vrea să se agite? Și nu în ultimul rând, fit. Am deja niște oameni în echipă. Se potrivește el cu noi și cu ce vrem noi acolo? Nu vreau ca tot să fie ca mine, nici nu trebuie să fie ca mine. Eu, de exemplu, sunt așa cu big picture, cu imaginea de ansamblu, mai puțin cu detaliile. Am nevoie în jurul meu de oameni care sunt foarte buni cu detaliile, astfel încât să putem să ne completăm. Și atunci, astea sunt trei lucruri la care mă uit în momentul în care vreau să-mi aduc oameni. Și vine momentul să și vind. Acum, când vine vorba de vânzare, și mă bucur foarte mult că a vorbit de prima impresie. Prima impresie, indiferent că vorbim despre o vânzare către un client, fie că vorbim despre un speech pe care îl ținem în fața unor oameni, contează foarte mult. Toți cercetătorii britanici au zis că în primele 7 secunde ne facem o prima impresie despre cineva. Iar apoi, în următorul minut, 2 minute, 3 minute, încercăm să găsim conștient elemente care să întărească acea prima impresie. Adică poate o bună parte dintre voi, în momentul în care m-ați văzut aici, ați zis în primele 7 secunde, ăsta pare un dobitoc. Mâna sus. Mulțumesc frumos. Sau o bună parte dintre voi ați zis, băi, ăsta pare că are un trup de zeu grec în primele 7 secunde. Mulțumesc frumos. Am văzut că mă place domnul de acolo. Sau au zis, băi, pare un băiat de treabă. În următoarele minute încercăm să găsim conștiință elemente care să întărească această primă impresie. Într-un interviu cu Dragoș Anastasiu, în revista aia tare de vânzări, Sales Magazine, de care vă ziceam, l-am întrebat la un moment dat, dacă ai 2 oameni la angajare cu competențe egale, din punct de vedere al abilităților, cum alegi? Și omul a zis așa, s-ar putea să pară o prostie, dar pentru mine contează prima impresie. Felul în care dă mâna omul respectiv, felul în care transpiră, dacă se uită sau nu în ochii mei, cum dă cartea de vizită. Dacă vorbim de prima impresie și știm că este importantă, haideți să lucrăm conștient la prima impresie pe care o producem oamenilor. Și dacă vorbim de vânzări, există o structură clară. În primul rând, ținuta mea. Și când zic de ținuta mea, nu zic că de mâine toată lumea să vină cămașă cu mânecă lungă, cravată, costum, că asta este ținută business. Dar trebuie să fim conștienți că oamenii se uită la modul în care suntem îmbrăcați. Dar mai mult de îmbrăcăminte la ținuta mea. Cum arată materialele mele, cum arată agenda mea. Dar câte agende nu am văzut pline cu foi și cu postituri rupte din scoarță, le pui pe masă la client și se rup acolo pe masa clientului. Cum arată cărțile noastre de vizită? Cum se dă corect o carte de vizită din punct de vedere business etichet? Are cineva o carte de vizită la îndemână? Știam eu că oamenii în asigurări au. Dacă nu, merg și eu sunt de lei, nu e nicio problemă.
Dă-mi o carte de vizită. Cum se dă corect o carte de vizită. Mulțumesc frumos. Business etichet, când vorbim de business etichet, este guvernat de două reguli marginale. În primul rând, nu există gen. Domn și doamne, băieți și feri. Bunele maniere n-au nicio legătură cu business etichet. Dacă eu stau jos și vine o doamnă și dau mâna pe ea de jos, nu este incorrect din punct de vedere business etichet, puteți să o gândiți că este incorrect din punct de vedere al bunelor maniere. Dacă eu sunt o doamnă și intru în sală și sunt patru bărbați acolo, nu aștept să vină ei la mine să îmi întindă mâna, că suntem în business. Nu contează genul. Și doi la mână, contează ierarhia. Dacă voi sunteți vânzători, eu sunt clientul vostru și intră șeful vostru pe ușă și eu nu mă știu cu șeful vostru, nici el nu mă știe pe mine, nici eu pe el. Cum ne prezentați? Ținând cont că importantă este ierarhia. Cine este cel mai important din această sală? Clientul. Ne întoarcem către client. Domnule client, colegul meu X, chiar dacă este șeful meu. Apropo de asta, a venit numărul 3 din Intel în România. Intel, companie de 107 de oameni, 60 de miliarde de dolari cifră de afaceri. Și aveam întâlnire cu ministrul educației. Și nu se știau. Și eu le făceam, îi prezentam. Și l-am prezentat pe vicepreședintele nostru. El este vicepreședintele nostru, șefului meu. Așa era realitatea. Era numărul 3, eu eram numărul 3 mai din coadă. Omul mi-a zis după întâlnire, Adrian, noi doi din punct de vedere uman, suntem egali. Singura deosebire dintre noi sunt responsabilitățile. Este partea de responsabilități. Eu mă gândeam în mintea mea și salariul, nu fi nașpa. Dar văzut eu că pe laptop ai wallpaper, o poză cu iahtul tău. Cum noi ăștia, mai normal, avem cu mașina, cu motocicleta, cu placa, fiecare ce ai. Dar îl prezint, prezintă-mă că sunt colegul tău, pentru că dacă în orice moment o să aibă impresia că are, o să obțină mai mult de la mine, te va scoate pe tine din discuție. Cartea de vizită se dă obligatoriu în mâna celuilalt, orientată către el, ca să nu fie nevoie să o luăm, să o întoarcem. Ne uităm frumos la cartea de vizită când o primim, o secundă măcar. Acordăm momentul ăla de importanță cărții de vizită pe care o primim, pentru că a devenit un gest banal. Ținuta mea. Doi, la prima impresie, prezența mea. Cum dau mâna. Mă uit în ochii voștri, vă zâmbesc, e vorba de toată atmosfera pe care reușesc să o creez. De tot felul în care îl fac să se simtă celălalt. Și trei, vine un moment critic când deschidem gura. Elevator pitch. Iar un elevator pitch are trei elemente componente. Un lucru memorabil despre voi. Care este lucrul vostru memorabil? V-ați gândit vreodată? Pentru ce își aduc aminte clienții, oamenii, colaboratorii, dacă zic de Edit, nu? Ce ne spune nouă lumea din sală despre Edit? Care este lucrul inemorabil? Haideți să ne-l căutăm. Doi, cârlicul. Ce îi spune omului lui? Să-i stârnesc interesul, să-și dorească să vorbească cu mine. Să-și dorească să mă asculte. Și trei, call to action sau o cerere concretă. Ce vreau eu de la el? Dacă vine vorba de o prezentare, este simplu și cu asta închid. În momentul în care avem de făcut o prezentare, suntem în situația în care suntem antreprenori, avem un startup, vrem să obținem finanțare, vrem să se convingă că oamenii aia să lucreze cu noi. Vreau să urmăresc o structură simplă. În primul rând să ofer un context, în al doilea rând, să pun o idee bună pe masă, când zic context, de ce eu, cine sunt eu, despre ce o să vorbesc, despre de ce o să vorbesc despre acel lucru, apoi să pun o idee pe masă, acel cârlic, să-i fac pe oameni interesați să mă asculte și încă 20 de minute, apoi o referință, o poveste, o glumă, o experiență personală, ceva care să întărească acea idee bună. Apoi vreau să-i implic pe oameni, și pun o întrebare. Câți din sala asta sunteți antreprenori? Mâna în sus. Bun. Câți din sala asta lucrați ca și angajați pentru o companie? Mâna sus. Bun.
în felul ăsta îi implic pe oameni în ceea ce se întâmplă aici. Și termin de asemenea cu o cerere pentru voi. Cu ce vreau să faceți, la ce aș vrea să vă gândiți. Și ca să închid acest speech, vreau să vă gândiți la următoarea poveste. Despre un om care se duce la doctor și îi spune: doctore, nu știu ce să mă fac. În fiecare seară când vin de la serviciu, plâng și plâng și plâng. Răuri de lacrimi. Disclaimer. Orice asemănare cu persoane reale, situații reale din această sală este pur întâmplătoare. Ce să mă fac? Și doctorul îi zice: știi, am auzit că este un comedian în oraș și că are un spectacol extraordinar. Du-te, vezi pe acel comedian, vezi acel spectacol și te vei simți incredibil. Și omul nostru îi spune: dar doctore, eu sunt acel comedian. Mulțumesc frumos! Ne vedem cu Adrian și cu mai mulți, cu toți, de fapt, și după plâns. În timp ce Adrian zicea de crescători, crescătorii și alte chestii ce am mai avut în tinerețea lui, eu citeam pe Facebook o chestie, cum că mai nou trebuie să fie ready business. Știe cineva ce înseamnă asta? Adică, da, probabil dacă traducem mot la mot, trebuie să fim gata de business. Adică, acum intrăm în business. Dar, se pare că Nina Gospodina noastră și-a prins curaj și nu se limitează să aibă cel mai bun brand de țară, dar să fie și ready business, că fiind secund asta, nu știm. Și pune ea mâna pe telefon, și spună pe site-ul unde scrie ready business. Să vedem ce o fi acolo, la capătul site-ului. Firului, de telefon, mă refer. Poate să-i răspunde cineva? Cum e Gospodina? Alo, bună ziua! Bună ziua! Am înțeles că voi vă ocupați cu ready business, așa, pentru toată lumea. Ce înseamnă asta mai exact? Mai tare că nu au nici eu și nici ăla. Da, bună ziua, Cristian Tolca, consultant Vodafone. Vrem să vă asigurăm că în activitatea dumneavoastră veți avea o comunicare eficientă, din cazul filmului și partenerii de dumneavoastră sau potențialii dumneavoastră partea. A, deci suntem de la Vodafone. La Vodafone, sigur. Super! Și puteți să-mi faceți un plan de comunicare pentru toți angajații mei, că na, redivis, nici nu prea știu ce înseamnă, dar asta înseamnă teoretic, să am tot ce-mi trebuie ca să pot să comunic și cu angajații și să ajung și la tâlc, să stabilez niște relații ok. Sigur, fiți pregătiți de punct de vedere a comunicării. În activitatea dumneavoastră, tot ce înseamnă convorbiri de internet, voce și ICT. Am înțeles. Ok, eu v-am intimitat pe dumneavoastră, dumneavoastră mi-ați băgat pe toți în ceartă cu termenii ăștia, dar ok, gata, vreau să fiu ready business cu afaceri, cu partea, să zicem, cu brandul Nina Gospodina la fel de dulciuri. Vă mulțumim frumos și cu siguranță vreau să fiu ready business de să-mi faceți o ofertă. Mulțumesc frumos! Bun. Ca să terminăm și cu momentele de publicitare, Nina Gospodina deja a început să prindă curaj după mai mult și iese în evidență. Cine din sală a auzit de site-ul Filuliu? Așa, așa, totuși. Este un site cu renume pe piața din România. Ați auzit cumva... Deci asta vreau să fie tratată strict ca și o glumă, nu are nicio legătură cu partea regională sau cu localizarea și așa mai departe. Dar gluma asta mie îmi place foarte mult. Ați auzit de expresia na, am o de parte Clujul? Ați auzit de expresia asta? Am o sigurui. Următorul speaker și vorbitor a venit de la Cluj și a lăsat de parte Clujul. Îl invităm alături de noi pe Petru Biriș să ne povestească despre digital marketing.
Aplauze. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Numele meu este Călin Biriș, am fost crocodilul de marketing la Trilu Liu, adică m-am ocupat de ce înseamnă comunicarea platformei, atragerea de utilizatori și de sponsori pentru publicitate online. Mai apoi am fost directorul de marketing la proiectul Zonga, dacă ați auzit de el, iar ulterior m-am alăturat agenției Lupa, unde sunt partener pe partea de digital, adică mă ocup de marketingul online al clienților noștri. De asemenea, sunt trainer și fondator al programului online Online Mastery, unde veți afla mai multe despre ce înseamnă marketing online. Pentru că ne aflăm la ABC-ul afacerii tale, am să vă fac un ABC în ce presupune vânzarea online. Am vorbit mai devreme despre valori. Dintre valorile agenției Lupa este Continuous Development și Giving Back to Community, adică ne implicăm în comunitate și ne dezvoltăm în mod continuu. De aceea mă aflu aici, pentru că vreau să dau comunității de business din Arad informații utile pe care să le folosiți pentru business-ul vostru și de asemenea este o chestiune de dezvoltare continuă, atât pentru mine cât și pentru voi. Așadar, vom vorbi despre care este formula marketingului online. Vom vedea cum să atragem clienți noi folosind puterea marketingului online și ce să facem zi de zi pe canalele noastre pentru a câștiga clienții. Aș vrea să știu câți din sală avem un website pentru business-ul nostru. Așa puțin. Wow! Ok, sper să se schimbe acest lucru în urma prezentării. 5 lucruri de care ai nevoie pentru a câștiga clienți din online. Acesta este primul lucru pe care vreau să îl reținem. Vom începe întotdeauna cu atragerea de trafic. Dacă facem o comparație cu un business offline, care probabil cu toți avem, să zicem un magazin din centrul orașului, pentru a avea clienți, este important să avem trafic în magazin. Dacă nu este trafic în magazin, bineînțeles, nu vom vinde nimic. La fel este și în online. Dacă vrem clienți din online, trebuie să aducem trafic pe sursele noastre de vânzare. Să zicem pe website-ul nostru. Deci dacă nu aveți un website în acest moment, înseamnă că probabil nu faceți vânzare online. Poate folosiți o pagină de Facebook, însă sunt multe motive de ce este mai important să aveți un website decât doar o pagină de Facebook. Așadar, avem acest website al nostru pe care noi trebuie să aducem trafic. Pentru că dacă nu avem trafic, nu vom avea nici clienți. Pasul al doilea, de care trebuie să ne asigurăm, este să transformăm traficul în prospecți. Respectiv să luăm datele de contact al persoanelor care intră pe website-ul nostru. Chiar dacă nu cumpără, cel puțin să obținem datele de contact. Să le oferim ceva la schimb. O oră de consultație gratuită, un e-book, un material util, sau doar efectiv să le cerem înscriere la noutățile noastre dacă nu ești pregătit să cumpere acum. Pentru că dacă vom obține datele de contact, acea vizită nu este pierdută. Imaginați-vă că intră un om în magazinul vostru din centrul Aradului și pleacă. Acela este un client pierdut. În schimb, dacă voi aș cere o carte de vizită, din acel moment deschideți un canal de comunicare cu acea persoană. Puteți să ziceți de promoții, puteți să invitați la un party, puteți să-i vindeți un produs prin telefon sau prin e-mail. De aceea este important să luați datele de contact. Deci, pasul 2, transformăm traficul în prospecți. Mai apoi, mergem mai departe și transformăm prospecții în clienți. Evident, cu toții vrem să ajungem la partea de clienți. Și după ce avem clienții, să zicem, am trimis newsletter către baza noastră de prospecți. I-am invitat pe website-ul nostru să vadă oferta de Black Friday. Acei vizitatori au venit, au cumpărat și ne sunt clienți. Din acel moment, nu se termină munca noastră de online. Deși mulți așa cred, gata, avem clienți, aici ne oprim. Nu este așa. De aici putem să mai facem încă cel puțin două lucruri. Unul dintre acestea este să încercăm să obținem cumpărări repetate de la aceiași clienți. Pentru că un client câștigat, să-l readuci să cumpere de la tine, este de 10 ori mai ieftin decât să achiziționezi un client nou. Imaginați-vă, nu mai trebuie să investiți în publicitate, să faceți anunțuri la radio, efectiv dați un telefon sau un e-mail unde ziceți clientului care deja a cumpărat
uite, știu că trebuie să-ți faci schimbul de ulei. Pentru că de la noi ai cumpărat uleiul acum 3 luni și ar fi momentul să-ți faci schimbul de ulei. Te așteptăm să cumperi. Este doar un telefon pe care trebuie să-l dai. Atunci, odată ce am făcut vânzarea și avem clientul, pasul următor să obținem vânzări repetate de la aceiași clienți. Și nu în ultimul rând, să obținem recomandări. Acesta este al cincilea lucru pe care trebuie să-l facem. Ceea ce oamenii din vânzări știu cel mai bine. În momentul când avem o oportunitate ratată, să zicem, o persoană nu este pregătită efectiv să cumpere, încercăm să obținem date de contact de la alți potențiali clienți, de la acea persoană, pentru a ne crește audiența. Așa vrem să facem și cu clienții noștri online. Ei cumpără o dată de la noi, sau poate nu sunt pregătiți și ne lasă totuși datele de contact, încercăm să le oferim instrumente ca ei să ne aducă recomandări, alți potențiali clienți, pentru că este o sursă gratuită de a genera prospecți și, în final, vânzări. Bun. Acestea sunt cele 5 lucruri de care aveți nevoie în online. Acum vreau să vă ofer o formulă la care, dacă lucrați zi de zi, vă puteți crește vânzările. Iar această formulă are legătură cu cele 5 lucruri. Este puțin mai complicată. Însă veți vedea că odată ce am să traduc pentru voi, este de fapt simplă. Și avem un fel următor. Avem comunicare, ori rată de conversie, se transformă în trafic. Traficul pe website, ori rată de conversie, se transformă în prospecți. Prospecții, ori rată de conversie, se transformă în clienți. Clienții, ori rată de conversie, se transformă în clienți în cumpărări repetate, iar tot clienții, ori rată de conversie, se transformă în recomandări în viitor cumpărători. Ce înseamnă această rată de conversie? Pentru că o vedem peste tot. Înseamnă eficiența unui canal de comunicare. Spre exemplu, dacă din 100 de vizite pe website-ul nostru o persoană cumpără, avem o rată de conversie de 1% din vizite în cumpărători. Dacă din 10.000 de persoane una vede mesajul nostru și intră pe website, deci avem o vizită la 10.000, rata de conversie este foarte, foarte mică. Și atunci, ca să ne creștem rezultatele, putem să lucrăm la aceste rate de conversie. Spre exemplu, comunicăm pe Facebook un status pe pagina noastră și avem 300 de fani. Noi vrem ca din acei 300 de fani, cel puțin 3 să intre pe website-ul nostru, înseamnă că avem o rată de conversie de 1%, da? Dacă vrem să ne creștem eficiența comunicării, vrem să ne creștem rata de conversie de la 1% la 10%, adică din 300 de persoane care ne văd statusul nostru pe Facebook, să intre 30 pe website-ul nostru. Cum putem să facem asta? Să ne îmbunătățim mesajul, să dăm mesaje mai atractive, să punem imagini mai colorate și așa mai departe. Deci putem să lucrăm la rata de conversie a mesajelor noastre ca să ne aducem trafic. Odată ce intră traficul pe website-ul nostru, putem să lucrăm la rata de conversie a website-ului pentru a genera mai mulți prospecți. Ce înseamnă acest lucru? Din, cum ziceam, dacă 3 persoane din 300 își lasă datele de contact și devin prospecți, avem o rată de conversie de 1%. Dacă vrem să avem o rată de conversie de 10%, putem să ne gândim la acțiunile pe care să le facem pe website-ul nostru pentru a crește rata de conversie. De genul, să oferim un instrument util, să oferim un video gratuit pentru a-ți lăsa datele de contact, să oferim o oră de consultanță gratuită pentru a-ți lăsa datele de contact. Și urmărim care din aceste acțiuni au o rată de conversie mai bună a vizitatorului în prospect. Mai apoi, să zicem, avem o bază de prospecți de 300 de persoane și trimitem un newsletter către aceste persoane pentru a convinge să devină clienți. Și din 300, doar 3 cumpără de la noi. Ca să îmbunătățim rata de conversie de 1%, îmbunătățim mesajul newsletterului, poate oferta care o trimitem în newsletter, poate ora la care trimitem newsletter și așa mai departe. Ne uităm la cele elemente pe care putem să le îmbunătățim la instrumentul nostru de comunicare pentru a ne crește rata de conversie. La fel facem și cu cumpărările repetate și recomandări. Ne uităm la instrumentul pe care îl folosim și vedem ce putem să îmbunătățim la el pentru a obține mai multe rezultate de la același instrument. Acesta este un lucru pe care specialistul de marketing îl face zi de zi în compania lui. Sau care voi, ca și antreprenor, ați putea să-l faceți.
să vă uitați la instrumentele pe care le folosiți acum, să vă uitați la impactul care le au și să încercați să îmbunătățiți ceva la acele instrumente pentru a avea o rată de conversie mai bună. Un al doilea lucru pe care puteți să-l faceți zi de zi ca să obțineți mai multe vânzări este să vă gândiți la instrumentele pe care le folosiți pentru fiecare din aceste lucruri. Comunicare, trafic, prospecți și clienți. De ce nu? Noi folosim Facebook pentru a ne aduce clienți pe site-ul nostru, vizitatori pe site-ul nostru. Pentru a avea mai multe rezultate, mai multe vizite pe website-ul nostru, ne putem gândi să diversificăm sursele de trafic. Adică, investim și în publicitate pe Facebook, și în publicitate pe YouTube, și în publicitate la rezultatele la căutări. Colaborăm cu blogger care să scrie despre noi. Colaborăm cu o revistă locală care să scrie un articol despre noi, să ne trimită vizite pe website. Colaborăm cu alte persoane care ne pot aduce vizite pe website. Deci diversificăm sursele de trafic. La fel, putem să ne gândim și mai departe. Intră vizitatorul pe website-ul nostru și vrem să obținem prospecți. Și noi avem o singură acțiune care ne aduce prospecți, respectiv dăm o oră de consultanță gratuită. Sau hai să ne gândim la cel mai banal lucru pe care îl avem pentru generarea de prospecți, formularul de contact. Dar acela este primul lucru care îl avem pentru generarea de prospecți. Intră omul pe website, găsește pagina de contact, ne scrie. Ei avem datele de contact. Și ne gândim, bun, noi în acest moment avem un singur magnet prin care generăm prospecți. Haideți să ne gândim încă la 2-3 magneți prin care să creștem baza de prospecți. Și atunci, punem un pop-up pe website în care zicem că îți oferim o oră de consultanță gratuită dacă îți lași datele de contact. Mai punem încă un formular de abonare la noutățile blogului nostru pe prima pagina website-ului. Și dintr-o dată avem 3 instrumente prin care noi putem să generăm mai mulți prospecți. Așadar, am diversificat instrumentele pe care le folosim. Iar mai apoi ne gândim, avem prospecți pe care vrem să-i transformăm în clienți. Iar pentru asta avem o bază de date de contact și trimitem newsletter. Acesta este principalul instrument pe care îl folosim pentru a câștiga mai multe vânzări. Ca să diversificăm canalele, putem să ne gândim, bun, hai să ne folosim de blog, spre exemplu. Hai să scriem articole pe blog pe care noi le promovăm pe social media sau prin newsletter către prospecții noștri. Ei vin, citesc articolul de blog, iar de acolo vrem să-i transformăm în clienți. Pentru că în articolul de blog oferim o informație valoroasă, iar la sfârșit îi dăm un call to action, un mesaj. Dacă ți-a plăcut această informație, ne poți contacta să dăm mai multe astfel de informații pe website-ul nostru. Și haideți să luăm, spre exemplu, domnul Coroianu care a plecat, firmă de training de vânzări, da? Și scrie un articol despre 5 pași prin care să obții un client valoros de 1 milion de euro pentru compania ta. Iar la sfârșit îți zice, ok, vrei să înveți cum să ajungi la acel client aprofundând acești 5 pași, contactează-ne. Sau scrie un articol despre 3 trucuri cum să oferi o carte de vizită. Iar la final îți spune, eu te pot ajuta prin training în compania ta să-ți ajut oamenii de vânzări să ofere mai bine cărți de vizită. Contactează-ne acum. Deci ne folosim de articolele de blog pentru a transforma prospecții, persoanele care deja ne-au dat datele de contact, să devină clienți. Deci ne-am diversificat sursele prin care transformăm prospecții în clienți. Așadar, lucrăm la ratele de conversie și la diversificarea surselor. A treia acțiune pe care putem să o facem zi de zi în marketing online pentru a genera mai mulți clienți este volumul de acțiuni pe care îl facem. Și aici am să vă dau exemplu. Dacă folosim ca principal canal de comunicare care aduce la rândul lui trafic pe website-ul nostru, pagina de Facebook și postăm acolo un mesaj pe zi pentru a aduce trafic pe website. Prin a crește volumul, înseamnă că în loc de un mesaj pe zi, să punem 2 mesaje pe zi. În loc de un newsletter, să trimitem 2 newslettere. În loc de un articol pe blog pe lună, să punem 4 articole de blog pe lună, câte unul în fiecare săptămână. Deci creștem numărul de trimiteri, creștem volumul acțiunilor pe care le facem. Așadar, dacă vrem să câștigăm mai mulți clienți din marketing online, putem să facem aceste 3 lucruri cu care vreau să rămâneți.
Unul la mână, lucrăm la ratele de conversie. Ne analizăm instrumentele pe care le folosim în acest moment și vedem ce putem optimiza la ele pentru a ne crește rata de conversie a acelui instrument. Doi la mână, putem să diversificăm instrumentele pe care le folosim pentru fiecare pas din această formulă. Diversificăm instrumentele de comunicare, diversificăm modalitatea de a transforma traficul în prospecți, diversificăm instrumentele pe care le folosim pentru a transforma prospecții în clienți, diversificăm instrumentele pe care le folosim pentru a transforma clienții în recumpărători, să cumpere mai des sau să ne ofere recomandări. Iar în al treilea rând, am zis rată de conversie, diversificare și creșterea volumului. Facem mai mult din acele lucruri care ne generează deja clienți. Nu trebuie să reinventați aparatul. Dacă vedeți că newsletter-le funcționează deja pentru voi și voi trimiteți un singur newsletter pe lună, trimiteți unul pe săptămână. Însă, asigurați-vă că acel newsletter vă aduce clienți. Aceștia sunt cei trei pași cu care vreau să rămâneți și pe care să-i duceți în business-ul vostru și să vă gândiți astăzi ce pot să fac. Să crezi volumul, să diversific canalul sau să îmbunătățesc rata de conversie. Mai multe lucruri despre instrumentele pe care le puteți folosi în marketing online puteți aflați și pe onlinemastery.ro. Este cursul meu de marketing pe care puteți să-l accesați oricând, de oriunde. Este platformă online cu traininguri filmate, unde puteți să dați play și să învățați foarte multe lucruri de marketing online. Dacă aveți întrebări, vă stau cu drag la dispoziție. Pot să dau cazul elefantului, de exemplu. Eu eram abonată la elefant până în momentul de față. Când sunt bombardată zilnic de 5-6 ori pe zi cu tot felul de oferte newsletter-uri. Sincer, mie nu mai e bine. E prea mult pentru mine. Când e prea mult? Mulțumesc de întrebare. În primul rând, ar trebui să ne întrebăm când e prea puțin. Pentru că în România putem să vedem că oamenii nu prea comunică, nu folosesc newsletter-le, spre exemplu. Majoritatea companiilor nu trimit nici un newsletter pe lună. Ceea ce ar trebui să fie o rată cel puțin normală de un newsletter pe lună, prin care să informăm clienții noștri despre promoții, ce s-a mai întâmplat în compania noastră, ce vă oferim, au venit colegi noi și așa mai departe. Un newsletter pe lună cel puțin. Când ajungem să ne dăm seama că sunt prea multe, în momentul în care oamenii se dezabonează. Asta ar fi un indicator pe care putem să-l vedem. În momentul în care avem o rată de dezabonare foarte mare și foarte multă lume, noi trimitem newsletter și vedem că tot mai mulți se dezabonează de la ele, înseamnă că devenim angasanți. Clar, atunci ar trebui să scădem rata de numărul de newsletter pe care le trimitem. De asemenea, putem să ne întrebăm clienții. Un lucru care elefant nu face. Ar trebui să trimită un newsletter o dată la 2-3 luni, să întrebe, ok, ce vă place, ce nu vă place la newsletter-ul nostru? Cât de des ați vrea să primiți? Ce informații ați vrea să primiți? Și așa mai departe. Un alt lucru care, spre exemplu, poate să facă elefant, este să-și segmenteze mai bine baza de date. Adică să nu trimită aceeași informație la toată lumea, ci la iubitorii de cărți care au cumpărat cărți, să le trimită cărți. Să nu trimită și șosete, și poșete, și așa mai departe. La cei care au cumpărat parfumul, să-i recomande parfum după o lună de zile, după ce a cumpărat, când probabil se termină. Deci poți să faci mici ajustări ca să-ți urmărești rata de conversie a acțiunii tale. Și să-ți dai seama, dacă ai rată de dezabonare mare, înseamnă că deja este prea mult. Dacă clientul îți dă feedback că trimiți prea des și important este să-ți întrebi clientul, atunci vei afla. Ceea ce vă recomand tuturor, să vă întrebați clienții cu privire la acțiunile voastre, dacă sunt suficiente, dacă nu sunt suficiente, dacă sunt alte informații pe care le-ar dori. Întrebați-vă clienții, fie că vin în magazinul vostru, fie că vă întâlniți cu ei la o bere, întrebați-vă. Ai auzit de promoția pe care o am? De ce n-ai auzit? Pe ce canale intri? Unde comunici? Ce ți-ar plăcea să afli? Ce ai văzut la concurenții noștri? Nu vă fie frică să vorbiți cu clienții voștri. Este regula numărul 1 în marketing. Cunoașteți-vă clienții. Dacă sunt alte întrebări. Dacă nu sunt alte întrebări, vă mulțumesc mult și să ne vedem pe online nostru. Din aceeași vreau să vă zic
chiar foarte, foarte frumos, avem nevoie de mari bani. Știți cum știe cineva ce cifră urmează? Că vă ziceam la început că am ales 11-11 pentru că și avem un număr de speaker pentru că. Vă mai aduceți aminte? Asta dacă nu am fost prea de mult, la ora 11. 8, exact. Avem o vorbitor în seara aceasta și cum vă spuneam, 8 este o cifră magică. Este o cifră a infinitului, a liderului, a conducătorului. Și vreau să facem un mic exercițiu. Voi veți spune cuvântul magic și eu voi spune alt cuvânt. Se poate? Ca să ne mai dezvoltim puțin. La 3. 1, 2, 3. Magic. Magic. Mai viață, vă rog. Încă o dată, repetăm. Deci, 1, la 3, toată lumea zice magic. Și eu voi zice al doilea cuvânt. 1, 2, 3. Magic. Marketing. Da, în continuare vom vorbi despre magic marketing, ca să spunem așa, și îl invităm alături de noi pe magicianul Lorenzo Cristian. Să ne Mulțumesc! Așa cum ați auzit, deja numele meu este Lorenzo Cristian, meseria mea se numește magician iluzionist, unii îmi spun pe scurt artist. Astăzi am venit la Arad împreună cu unul dintre managerii mei, mai exact chiar și partea de impresariat o face tot ea, Vinodora Neacșu. Am văzut că așa foarte greu ați exprimat cuvântul magic. Ca să pot să vă înviorez puțin, ce ziceți dacă înainte să vă vorbesc despre magic marketing, vă fac repede un truc, ar fi ok? Da, doriți un truc? Doamna cu părul roșcat, cum mă numiți acolo? Nelly, doamna Nelly, am la mine un pachet de cărți de joc. Este în mod divizibil astăzi. Vă rog tare mult să-l prindeți. Să nu scăpați pe jos, vă rog, că ne trebuie cărțile. Îl prindeți? Așa, mulțumesc. Vă rog tare mult să scoateți cărțile din pachet. Vă trebuie două mâini să scoateți cărțile, că trebuie să vă strângeți cutia de carton în cealaltă mână. Ok. Uitați-vă la prima carte, doamna Nelly. Ce vedeți? Ce culoare este? Roșie sau neagră? Roșie sau neagră? Sunt două culori. Roșu, imediat o să încep și la verde, dacă doriți. Uite, vă place culoarea verde. Pe culoarea negru avem treflă și pică, care poate fi verde. Roșu. Roșu? Sigur este roșu? Da. Da? Ok. Vă rog tare mult să păstrați, dacă totuși ați vrut culoarea verde, alea sunt la negre, repede păstrați cărțile negre, roșiile trimiteți-le înapoi, dacă așa le-ați văzut dumneavoastră. Așa, păstrați cărțile negre. Ops, ne-am prins, mulțumesc, trebuie să le băgați înainte în cutie. Am aici cărțile roșii. Cum vă numiți? Sergiu. Cărțile roșii, te rog să le prinzi în mână. Uite-te la ele, spune prima carte. Este roșie sau este rom? Roșie. Roșie, ok. Te rog tare mult să selectezi toate cărțile roșii din celelalte. Așa, mulțumesc. Dă-mi-le înapoi. Mulțumesc. Avem aici doar cărțile roșii. Cele cu inima roșie, am înțeles. Nu? Alea, mănesc la aia care vrei. Ok. Pentru dumneavoastră acolo în spate, toate cărțile roșii vi le arunc. Prindeți-le, vă rog, cum o numiți? Adriana. Și numărul de telefon? Adriana. Sunt câteva cărți roșii. Ar trebui să fie 13 la număr. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jubete, damă și popă. Te rog tare mult să le amesteci. Așa, ne-ai amestecat bine? Ok. Ai putea să ne spui, prima carte este mică sau mare? Mare. Cărțile mari pot să fie așa. 10, juvete, damă, popă și as. Care dintre ele o vezi? As. Asul de inimă roșie. Da, roșu ai zis? Credeți că aș fi putut să intuiesc că veți alege asul de inimă roșie? Nu vă cunosc. Ați participat cât mai mulți membri astăzi. S-ar putea, Adriana? Ei bine, o să trebuie frumos. Mai am un pachet de cărți aici care nu este invizibil astăzi. E ok? Și ești în calitate de membru al publicului, ești cel mai aproape aici. Prima carte din pachet pe care am așezat-o astăzi a fost Asul de inimă roșie. Ești magică, să știți. A, așa. Sper că am reușit să vă dezmorțesc puțin. Și... Ei bine, în continuare să vorbesc despre magic marketing. Tot auzit despre marketing, diverse campanii de marketing, diverse metode de marketing. Ceea ce o să vă spun eu astăzi se numește magic marketing. Ați auzit de magic marketing? Nu. Nimeni? Mulțumesc.
Ai studiat deja? Stai tu? Ok, super. Ei bine, este un concept de marketing foarte nou, revoluționar, aș spune. Nu l-am inventat eu, dar sunt probabil singurul de pe zona asta de Est Europa care îl practică. Nu aș vrea să mă laud că sunt singurul, dar pentru a practica magic marketing trebuie să ai anumite pregătiri din domeniul business-ului și de obicei doar profesioniștii din această arie, să zicem, pot crea aceste campanii de magic marketing. Magic marketing, mai exact, poți să te rog frumos să pornești site-ul? Magic marketing, mai exact, înseamnă să realizezi un efect inexplicabil pe domeniul public prin care să atragi atenția trecătorilor, celor prezenți, bineînțeles, asupra efectului pe care tu îl creezi. Dacă acel efect îl oferi unei companii să-l personalizeze cu un mesaj, toată această mișcare se transformă într-o campanie de marketing pe care noi o numim Magic Marketing. Ei bine, ca să vă dovedesc că impactul și puterea unei astfel de campanii, vreau să vă spun, în primul rând, căile prin care el se transmite. Noi am creat diverse campanii de marketing deja în țară, o să vă și arăt un video imediat. Primul contact pe care îl avem cu oamenii este contactul direct. De exemplu, la mall, în Timișoara, într-o intersecție foarte populară, în centrul orașului, am creat un efect inexplicabil prin care am făcut oamenii să se oprească în loc. Afară erau 16 grade, soare ca și astăzi, și deasupra unui magazin de piese auto la Timișoara mingea, nimeni nu-și explica cum. Se opreau oamenii în trafic, cu mașină trăgeau pe dreapta și se uitau. La Ciclop ninge. Rămâneau, Ciclop este magazinul respectiv, se uitau așa nedumeriți la ceea ce se întâmplă. Ei bine, prin realizarea unui astfel de efect, noi atragem atenția și, așa cum am spus, acele mesaje promoționale le stabilesc partenerii noștri prin diverse metode ale oamenilor de marketing al lor. De exemplu, Ciclop a avut un mesaj foarte simplu care zicea așa: anvelope de iarnă începând de la 110 RON. Lumea se uita la nisoare, stătea, să zicem, analiza efectul și vedea și Rita-Mai Pennerul care avea undeva la 4 metri înălțime, lung pe vreo 15, acoperea tot magazinul, să zicem așa. Ei bine, asta a fost, să zicem, acesta este contactul direct. O altă cale de răspândire a mesajului este social media. Trăim într-un mileniu foarte avansat în tehnologie deja și majoritatea oamenilor poartă un smartphone. De obicei, când oamenii văd o persoană levitând într-un mall sau într-o zonă foarte populată, ori se așează sub Lorenzo Cristian și își fac poză, ori îl pozează pe Lorenzo Cristian în aer și urmează să transmită acea poză ori pe Facebook, ori pe Instagram, dacă e video, îl transmit pe YouTube. Și astfel, mesajul pe care eu l-am de la partenerul meu, aici lângă mine, devine foarte viral. Pentru că cei care mă pozează, cei care pozează ceea ce noi facem, de fapt eu și echipa mea, ajunge să devină foarte viral și nu se poate șterge acel mesaj. Dacă l-ai șterge, deja pierzi în credibilitate. Astfel încât mesajul circulă viral și oferta sau mesajul de recrutare, de forță de muncă, devine foarte viral. Mass media. De obicei, când facem un efect de magic marketing într-un oraș nou, sau dacă facem pentru prima dată un efect de magic marketing, că sunt foarte multe tipuri de efecte inexplicabile pe care noi le putem realiza, atunci când este pentru prima dată sau este nou, el devine subiect de presă. Când am făcut să ningă la Ciclop, în mai puțin de 10 minute, tot ce am semnat presă locală a fost acolo. Când am făcut o levitație la 3 metri înălțime la Timișoara, au ieșit o grămadă de subiecte de știri. Un om levitează la 3 metri înălțime. Ce se întâmplă cu el? Cum? Ei bine, toate acestea ajung în presă, la fel și presa, ca să transmită știrea, au nevoie de niște materiale, foto sau video. De obicei, sunt poze, dacă sunt pe online, sunt și video și, așa cum am spus mai devreme, ca pe social media, se vede efectul plus mesajul pe care compania vrea să-l transmită. Să zicem, o altă cale de răspândire ar putea fi reportajele. Chiar ieri discutam, noi pregătim la Timișoara o campanie foarte tare de magic marketing. Sperăm să fie una dintre cele mai tari ținute în Europa până acum. Chiar vorbeam cu cei care ne ajută pe partea asta de online, vorbeam de online cei de la Lupa. Am vorbit cu cei de la Timișoara care ne susțin pe noi
și îmi zisese unul dintre băieții aceia că văzuse o campanie de a noastră care a intrat într-un reportaj la Apropo TV. Nici n-am știut de ea, dar s-au creat, să zicem, o emisiune despre acest, să zic, tip de marketing pe care noi l-am creat la Timișoara. Ei bine, astea ar fi cele patru căi principale pe care se transmite, să zicem, campania de marketing. Poți să mergi și sus la pagină pe home. O altă metodă este de a realiza, aici sunt într-un spectacol la sala aparatului cu Loredana Groza și Loredana Groza avea un sponsor principal, firma Avon, probabil ați auzit de Avon. Ei chiar lansau o sticlă de parfum foarte interesantă și am venit cu ideea de a crea această sticlă de parfum sub forma unei recuzite de scenă, o formă identică, în care să o facem să apară pe divă, în fața 4.000 de oameni la sala aparatului. A fost chiar o poză care a apărut în toate, să zic, ziarele și a apărut la vremea când s-a ținut concertul, a fost foarte publicată. Probabil au susținut-o și cei reporterii de la eveniment, plus, bineînțeles, compania Avon, cred că au scos în față foarte mult acest efect. Hai să mergem, te rog frumos, la tipuri de mesaje. Putem să coborăm mai jos? Așa. Ok. Sunt mai multe tipuri de mesaje pe care le putem transmite prin magic marketing. Unele dintre ele pot fi oferte sau promoții, așa cum am zis cu cauciucurile de iarnă. Altele pot fi de genul inaugurărilor. Lidl deschide un nou magazin la Orăștie, creăm un efect inexplicabil, oamenii din oraș se vor strânge acolo și, bineînțeles, vor vedea mesajul că Lidl va deschide un nou magazin. Recrutarea cu forță de muncă, sunt anumite companii care ne-au cerut să facem un efect inexplicabil pentru a strânge CV-uri. Branding, sunt anumite companii deja foarte cunoscute care au cerut efectele de magic marketing doar pentru a-și pune logo-ul acolo și o să vă arătăm imediat. Mai exact, Adidas a folosit o campanie de magic marketing fără a spune că ei sunt acolo, ci doar l-au încălțat pe colegul meu magician de la Londra, l-au încălțat cu pantofii de la Adidas. El urma să meargă pe Tamisa, la lângă Big Ben și știau că toți turiștii aceia care au aparatele profesioniste de fotografiat, în momentul când el va călca pe Tamisa și va puși pe apă, probabil că toți turiștii nu ar fi pozat chipul lui, mai degrabă, să zicem, contactul cu apa. Și atunci l-au învățat cu Adidas și de la Adidas. Mai mult decât atât, acești Adidas au fost apoi depuși într-un muzeu de la Londra și vă dați seama ce trafic au acum cu logo-ul lor, cât de văzut este de toți turiștii care pășesc în acel, să zicem, în acel muzeu. Un alt tip de mesaj este mesajele de tip welcome. Sunt anumite companii care ne cheamă să realizăm efectul de magic marketing la recepția invitațiilor la evenimentele lor anuale. Și o să vă arătăm imediat și un video pe această temă. Mai exact, în momentul când oamenii sunt chemați la eveniment, noi așteptăm la intrare, o persoană levitează și are un mesaj. Am primit 5 ani de activitate. Vă mulțumim că ne sunteți alături. Hela inaugurează o nouă secție de mecatronică, de exemplu, am avut unul dintre mesaje. Și toți cei care vin la eveniment, de obicei se pozează la recepția invitațiilor, se așează lângă noi, se pozează și din nou devin foarte, pozele acelea devin foarte virale. Să mergem puțin mai jos, te rog. Aici avem un video din mall-ul de la Timișoara și o să-l las să ruleze ca să vă faceți o idee de impactul oamenilor și de impactul asupra oamenilor și de felul în care se transmite acest tip de marketing. O să vedeți exact cum oamenii pozează. Suntem mai exact într-un târg unde un exponent a vrut să-și bată, să zicem așa, concurența și era un târg cu obiecte sanitare, cu cresie, cu faianță. Acest importator de cresie și faianță, Tepini se numește, este la Timișoara, aducea în România cea mai mare bucată de cresie din lume, undeva la 3,20 m înălțime, 1,60 m lată. Și ne-au spus așa, Lorenzo, cum am putea noi să ne asigurăm că oamenii care vizitează târgul se vor strânge la standul nostru într-un număr foarte mare. E bine, eu am levitat lângă acea bucată de gresie pe care ei vreau să o promoveze și acolo este mesajul pe care ei au dorit să-l transmită
Mesajul spune ceva de genul, avem 5.000 de metri pe stoc în Timișoara. Asta a fost mesajul pe care i-au vrut să-l transmitem. Vă mai arăt un video, vreți să mai vedeți? Pe cel cu zăpada sau cel cu welcome, cu mesajul de welcome la evenimente? Care ați vrea să vedeți? Cu zăpada, ok. Te rog frumos să mergem pe stick. Așa, pe stick. Avem acolo 6 ore de levitație, nu am auzit să vedem. Ar trebui să fie levitație... Ok, hai să vedem 6 ore de levitație, ar trebui să fie video. Acesta este efectul de zăpadă pe care vi l-am zis. Tot aici am avut și un moment de levitație de 6 ore. Mai există... Așa. Am avut și acest moment. Ciclop este... Acest membru al echipei mele este îmbrăcat în costumul mascotei de la Ciclop, pe care îl vedeți și pe geamuri, ca să fie cât se poate de personalizat, deci un efect în sine. Și... Vedeți, impactul a fost foarte mare, așa cum am spus, și presa deja s-a strâns acolo și a făcut o știre din efectul inexplicabil. Ei bine, acum, dacă tot vorbim despre campaniile de marketing, nu știu câți dintre voi veți avea sâmbătă viitoare drum la Timișoara, mai exact undeva între ora 11 și 2, sâmbătă viitoare, pe bulevardul Tac Ionescu, este cel mai mare și poate cel mai cunoscut bulevard din Timișoara, în continuare are strada Simeon Bărnuțiu. Noi, în funcție de vreme, eu și echipa mea, vom realiza o levitație a la Superman, cum place mie să zic. Eu voi fi într-o poziție Superman, așa cum stă Superman când zboară, și voi trage după mine un tir de cât are 20 și ceva de tone, așa, fără încărcătură, dar este un camion, adică este cabina și remorca. Tirul nu va avea uși, se va vedea clar că nu există niciun fel de șofer, pur și simplu, doresc să-l trag după mine pe toată lungimea bulevardului Simeon Bărnuțiu și Tac Ionescu. Și credem noi că prin această campanie de marketing vom ieși, să zicem, va fi poate cea mai puternică campanie făcută în Europa, prin numărul de vizualizări care credem noi că o să le strângem multe ori pe YouTube. Ei bine, în mare am spus ce înseamnă magic marketing. Mi-ar place să vă și răspund la întrebări în cazul în care aveți. Aveți întrebări legate de magic marketing? Nu? No? O să vă răspund la o întrebare care de obicei eu primesc când vorbesc despre magic marketing. Se întâmplă mulți întrebări, măi, dar dacă cineva vine acolo, se uită și își dă seama cum ai făcut. E bine, așa cum am zis, conceptul de magic marketing nu l-am inventat eu, dar cei care l-au inventat s-au gândit și la chestia asta și mi-au plăcut foarte mult. Mi-au zis așa, când discutam la Londra despre acest concept, s-a creat acest concept, mi s-a zis așa, Lorenzo, chiar dacă cineva vreodată va încerca să caute, să zicem, secretul cum este realizat acest efect, niciodată noi nu vom încerca să contrazicem oamenii, dar ideea și probabil cea mai bună idee ar fi ca noi să creăm, să le dăm oamenilor o pistă despre cum s-ar putea face. Pentru că în momentul când ajungem pe online, pe Facebook sau pe YouTube, trebuie să fie acolo un domn foarte isteț care să vină să caute o soluție, apoi va veni cineva să-l contrazică. Când doamna Marieta îl contrazice pe domnul Geo, Victor, cumnatul lui Marieta, o să vadă că Marieta o să dă un comentariu nu știu unde. Se angrează și în discuție și astfel, să zicem, campania devine foarte virală dacă oamenii au un subiect în plus de discuție decât doar ceea ce văd. Așa este, îi agrenăm, dar când se creează o discuție, nu un contradictoriu, atunci e cel mai bine pentru noi. Ei bine, nu ne vom lupta să ne ținem punctul de vedere, să zicem, nu așa se realizează cum spuneți noastră, ci doar o să-i lăsăm să discute despre, să se creeze o zarmă cât se poate de mare în internet și să atragă cât mai mulți vizitatori la video respectiv sau la postarea respectivă. Întrebări mai sunt? Nu?
Ok? Ei bine, înainte să închei, vreau doar să vă spun că Lorenzo Cristian nu este doar o singură persoană. Am o echipă foarte mare de artiști, de staff tehnic și avem un atelier de construcție de recuzită. Pe lângă faptul că facem aceste campanii de magic marketing, noi am reușit să ne creăm o reputație prin personalizarea spectacolelor în funcție de tema evenimentului. Primim tot felul de provocări, sunt anumite companii care ne oferă diverse cuvinte sau obiecte care își doresc ca noi să le punem într-un spectacol. În urmă cu ceva timp a intrat pe piața din România o companie foarte tare, Sunway Pharma se numește. Ei sunt niște producători de medicamente pe bază de ierburi, nu sunt chimicale, și au zis așa: noi știm că voi magicienii puteți face spectacole personalizate, vrem să ne creez un spectacol de 40 de minute cu pastilele acestea pentru cardiaci, iar noi îți vom pregăti un turneu național în care, în fiecare oraș în care mergem, noi vom aduce medici cardiologi și farmaciști ca să le promovăm medicamentele. Și în baza celor două medicamente speciale, noi am creat un spectacol de 40 de minute. La fel, am creat spectacole cu piese auto, cum mi-a spus despre Ciclop, am mai avut și alți furnizori de piese auto. Recent am făcut o campanie de magic marketing și un eveniment privat pentru un business center de la Timișoara. Eram la un eveniment la care se lansa o clădire, un business center foarte, foarte promovat de altfel, Vox, nu știu care a fost despre Vox. Și acel eveniment foarte luxury, invitații au venit, în mijlocul sălii era o masă goală. Totul noi se zice, la ce e cu masa asta goală? Părea așa foarte ciudat că evenimentul chiar era la un nivel foarte înalt și pe mijlocul sălii să fie o masă goală. Ei bine, în momentul când au început investitorii să vorbească despre clădirea lor și au început să o promoveze, în câteva secunde eu am reușit să fac să apară pe acea masă goală macheta lor, care este foarte mare, undeva la 2 metri lungime și cam 1 metru lățime. Am făcut-o pur și simplu să apară. Toți oamenii care erau în sala la mese și au ascultat discursul, în momentul când a apărut macheta, s-a întrerupt orice activitate, toți au venit așa în față, se uitau și au început să pozeze. Vă dați seama, a fost și o parte comică așa din partea vânzătorilor, am râs de impactul care l-a avut, dar din nou a devenit foarte viral și a fost ceva cu care oamenii au plecat de acolo, o apariție, să zicem, remarcabilă la unui obiect pe care ei vreau să-l prezinte. Ei bine, cam atât astăzi. Vreau doar să țineți minte că inexplicabilul și spectaculosul tot timpul va atrage. Dacă nu vreți să implicați o echipă profesionistă care să vă gândească o astfel de campanie, puteți să vă gândiți voi la ceva care ar putea fi spectaculos și chiar și inexplicabil și să-l creați acolo unde voi sunteți, pentru compania voastră, pentru magazinul vostru. Doar gândiți-vă la ceva care să fie foarte inexplicabil, foarte spectaculos și ala vă aduce un trafic extraordinar pe online. Iar dacă vreți ceva mai mare și mai pompos, suntem aici, împreună cu Minodora, vă stăm la dispoziție. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. În continuare vă doresc o zi cât mai magică. Dacă eram la o petrecere, ziceam ca doamnele să jur putoncile la dans, domnii să golească sticlele. Ei bine, dacă nu suntem la petrecere, să golim farfuriile care ne așteaptă deja, cred că nu? O zi magică să aveți cu toții. Mulțumesc! Da, a fost o zi magică până acum, dar nu este gata, este doar gata prima parte a acestei zile și da, ajungem și multă. Înainte de asta, aș avea o provocare pentru voi. Spuneți-mi, vă rog, dacă cineva din sală a avut norocul să găsească un voucher din acest. Căutați, vă rog, în mape, pentru că au fost puse la întâmplare. Unul avem, perfect, în total vor fi 5. 2, super. Deci am mai trebuit încă 3. 3, hai, mă pus în această zi. 3, doar 3? 4, super. Încă o persoană norocoasă sau a rămas încă mapele de la intrare? Ok, ce face acest voucher? Vă dă posibilitatea să evadați din realitatea cotidianului, dacă pot să zic așa, și să mergeți să acceptați provocarea de fapt la un escape room, asta înseamnă
fi închiși într-o cameră timp de o oră și va trebui să găsiți indicii ca să ieșiți afară. Escape room, după cum puteți vedea, este pe strada prin numărul 22 către gară, pentru cei din Arad, dar aveți și contactul lor unde vă rog să faceți o programare. Cei patru câștigători. Dacă mai vrea cineva, acest box are 20% reducere și puteți să mergeți două, maxim 5 persoane. Dacă mai vrea o altă persoană încă un voucher, o să rog să îi spună colegii mele Maura numele pe numele și o să îi dăm acest voucher când o să o găsim între mare. Pentru că e păcat să se irosească. Bun. Înainte de masă, aș vrea să trec un pic în revistă toți partenerii și toată contribuția la acest eveniment. A fost un eveniment, este un eveniment, nu e gata încă, de excepție, părerea mea. Ca și organizatori, Asociația RAD 24 și Premia Marketing, probabil tot ați auzit de noi când v-am sunat și contactat și înnebunit în această perioadă. Este susținut de Kiss FM și de Vodafone, cei cu Ready Business, și dacă ar fi, dacă considerați că și afacerile voastre merită să fie Ready Business, reprezentanții sunt aici în sală și poate obține și niște reduceri sau cine știe. Profitați de ei până sunt aici. Bun, ca și parteneri principali, avem Bursa de Valori București, BCA Public, Trupul Vorbește, AC Knowledge, ADN Concept, Succes prin Educație.ro, Lupa, The Magic of Lorenzo Cristian și Vibrația Vindecării. Ei sunt speakerii pe care i-ați auzit în această zi. Până acum, ca și parteneri, avem sistemul medical MedLife, știți, acela cu soluțiile de sănătate pentru angajați, așa, Man Protection, care oferă salopete și toate materialele de protecție de care aveți nevoie, deși personalizează cu brandul vostru. Zoltan Design, fără de care nu am fi putut avea grafica acestui eveniment. Sysadmin, Daxter, Intelligent Logistics. Tipografia Trinom, care ne-a ajutat cu o calitate excepțională la aceste materiale și prin această cale îi mulțumim. Prime Media Fotografii, Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Best Western, Recafe, D&D, Consuel Transport și, nu în ultimul rând, Moda Arad. Dar aș mai vrea să mulțumesc celor care ne-au ajutat să facem un eveniment din punctul meu de vedere ca și organizator. Vă mărturisesc sincer că sunt foarte mulțumită de cum a decurs organizarea. Poate mă contraziceți, dar eu sunt mulțumită. Și nu aș fi putut, fără ajutorul celor din ASTEC, tinerii, pentru că suntem tineri și trebuie să încurajăm tinerii să ia contact cu mediul de business. Vă rog să-i aplaudăm și haideți puțin aici să vă aplaudăm. Și pe viitor și o să-i ajut cu cât pot din cunoștințele mele. Vă mulțumesc! Și să nu uităm ultimul rând de partenerii media. O să acum devine partea aia plictisitoare care pot să-i număr pe toți, pentru că vedeți aici pe mape sunt două rânduri de parteneri și mulțumim pe această cale. Mulțumim TV Arad, RQ, Arad 24.net, Goldiș TV, Live Arad, Special Arad, In Arad TV, News Arad, Multi.ro, Radio Arad, Glasul Aradului, Europianul, Ziua de Fest și News Arad. Pe toate aceste site-uri de știri și canale de televiziune veți vedea în următoarele zile un comunicat de presă de la acest eveniment și chiar video știri și așa mai departe. Mulțumim! În cel ce urmează, o să mai ruleze pe fundal în timp noi mâncăm niște momente publicitare, niște videouri de la partenerii noștri. Niște videouri, doamne, chiar mi-e foame. Vor rula o serie de videouri,
momente publicitare de la partenerii noștri, în timp ce noi ne vom socializa și vom mânca, bineînțeles. După care, la ora 15, ne revedem în aceeași formulă, sper, aici, pentru workshop-ul cu Bogdan Mugescu, vom avea un alt bonus, vom fi mai energiți și putem să discutăm de investiții și de ce nu să facem networking să ne cunoaștem mai bine.